Sărutura, doamna profesor. Doamna Axinte de la Iași, vă. Bună ziua, domnul Axinte. Mă bucur să vă revăd cu această ocazie. Și eu, doamna profesor, și eu. Alaltăieri și răs, alaltăieri, marți și miercuri, tocmai am participat la întâlnirea, adică un forum științific al organizat de OMM, Regiunea Europa, în București. Da. Tocmai am discutat mai mult cu domnul general Căunei. Corect. Despre problemele dumneavoastră și, mă rog, într-o pauză am discutat noi, mi-a zis acum care este planul de viitor al domniei sale și al întregii dumneavoastră inițiative și instituții care se dezvoltă din ce în ce mai mult și felicitări pentru asta. Mulțumim! Și tocmai în timpul dezbaterilor am intervenit și am atras atenția că avem nevoie de niște lucruri care dumneavoastră o să vă servească în mod deosebit. Și chiar râdeam la sfârșit cu domnul general și spuneam, zic, acum dotați-vă avioanele că... Da, în toamna asta vom continua experimentele pe Timișoara și pe Craiova de pe aeroporturi, vizând zona Banatului și respectiv Oltenia cu Muntenia, pentru stimularea de precipitații. Da, păi eu chiar ridicam problema legată de precipitații, pentru că sunt elementul meteorologic care înregistrează cele mai ample variații și în timp și în spațiu. Corect. Și nu te poți baza pe ele și trebuie să fii foarte, foarte prudent în analiza lor, în prelucrarea și în analiza lor. Dar una din problemele care s-a ridicat a fost cea legată de măsurătorile atmosferei înalte prin sondaje și prin upper air sounding, radiosondaje, care nu sunt disponibile în toată partea aceasta din sud-estul Europei, nu sunt disponibile. Și eu am ridicat problema, șeful meteorologiei din Cipru, cred că era, m-a susținut și chiar atrăgea atenția. În Europa de Nord-Vest există un astfel de centru meteorologic care face radiosondaj cu program de radiosondaj, la mai puțin de 200 de kilometri departare, unul față de altul. Normativele OMM sunt ca asemenea centre să fie de preferat la distanțe de 500 de kilometri unele de altele. Și aici, în sud-estul Europei, sunt la peste 1000 de kilometri unul de altul. Da. Și tocmai acum se leagă lucrurile într-un mod minunat, că tocmai asta se atrăgea atenția. Nu pot să, că una din temele importante de discuție a fost legat de fenomenele de risc și care vedem și noi, sunt din ce în ce mai frecvente și mai intense și problema este că nu poți să previi și să faci prognoza timpurie a unor astfel de fenomene dacă nu ai o gamă cât mai diversificată de măsurători și de observații. Da, dar să nu monopolizăm discuția. Da, corect. Da, bună ziua tuturor! Eu mi-am întrerupt sunetul ca să... Так, сунетом.
Este problema și microfonul. Bună ziua încă o dată, îmi spuneți dacă se aude. Da, se aude. Mersi foarte mult. Noi îmi cerem scuze de deficiențele tehnice. Dacă îmi permiteți, o să începem. Deci, la noi deja 3-lea an consecutiv se organizează aceste seminare științifice consacrate zile internaționale pentru reducerea riscurilor la dezastre. Seminarele respective au fost inițiate de răposata doamnă membru corespondent Maria Nedelcov. Vreau să-i ofer cuvânt doamnei Presăcaru, care este șeful Departamentului Cercetare în cadrul Universității de Stat din Moldova, iar ulterior o să procedem la agenda pe care noi o avem. Doamna Presăcaru, vă rugăm. Da, mulțumesc frumos. În primul rând vreau să vă zic că sunt foarte recunoscătoare pentru onoarea de a fi participantă la deschiderea unui astfel de eveniment. Consider că tematica abordată este una dintre cele mai actuale și stringente, fiind la ordinea zilei deja de peste 5 decenii, iar rămâne a fi foarte actuală. Și în acest context vreau să salut colegii noștri care au contribuit la organizarea evenimentului, care vor veni cu prezentări interesante la acest subiect. Și sunt convinsă că prin aceste intervenții, într-adevăr, se va aduce un spor de cunoaștere, un spor de conștientizare și de sensibilizare a comunității cu privire la problematica care se abordează, pentru că ea rămâne să fie în continuare foarte actuală. Mă bucur nespus de faptul că, fiind și în calitate de cadru didactic, observ că, de fapt, în ultima perioadă, lumea a început să fie mai atentă, într-adevăr, la aceste probleme, să fie mai sensibilă la aceste probleme și să înțeleagă anumite lucruri care anterior nu se conștientizau, cumva se auzeau, dar nu se conștientizau în ce măsură sau cât de importante sunt ele pentru dezvoltarea în continuare omenirii, pentru păstrarea ecosistemelor, pentru păstrarea la ceea ce ne-a oferit mama natură pentru generațiile viitoare. În acest context, încă o dată vreau să menționez semnificația tematicii acestui eveniment, să spun mulțumesc tuturor celor care din partea departamentului, din partea și a doamnei prorector inclusiv pentru activitatea științifică, doamna profesor Stepanov, să spun mulțumesc tuturor celor care vor veni cu o contribuție în acest eveniment și care vor veni cu prezentările acestea care chiar consider că prezintă valoare pentru întreaga comunitate, nu doar științifică. Da, mersi mult, doamna Presăcaru, șef departament cercetare. Cuvânt de salut noi mai avem și din partea doamnei consiliera președintelui Republicii Moldova, doamna Chicu Valentina. Din păcate, dumneavoastră încă nu este conectată. Dacă reușește să se conecteze, o să îi oferim cuvântul. Stimați colegi, dacă îmi permiteți, trecem la agenda. Primul raportor este doamna doctor profesor universitar Ioanac Nicoleta, din cadrul Departamentului de Meteorologie și Hidrologie, Facultatea de Geografie, Universitatea din București, cu comunicarea cantități și intensități extreme de precipitații căzute în 5 minute în Dobrogea în perioada 1988-2022. Doamna profesor, vă oferim cuvântul. Da, vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, permiteți-mi să adresez un salut cordial tuturor colegilor mei din Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult pentru această onorantă invitație și tot ce pot să vă spun este că întotdeauna suntem alături cu dumneavoastră sau și de dumneavoastră în tot ceea ce facem.
Într-adevăr, un gând pios de recunoștință celei care a fost Maria Nedelcov și pe care am cunoscut-o personal și știu că a fost sufletul și spiritul întregului colectiv de cercetare în domeniul geografiei și nu numai. Iar dânsa, în mod special, știu că a pus bazele unor direcții foarte importante de cercetare și mai ales a unor metode extrem de novatoare de cercetare. Dând curs invitației dumneavoastră, numai puțin sper să vedeți, se vede prezentarea? Da, da, da. Am dat share, da. Deci, dând curs invitației dumneavoastră, mă gândeam ce să vă prezint și m-am hotărât asupra acestei probleme pe care o dezvolt acum în cadrul unei teze de doctorat și nu numai. Ne-am dat seama, pe măsură ce am demarat activitățile de cercetare, ne-am dat seama că este o temă mult mai dificilă și mai cuprinzătoare decât ne-am așteptat inițial, dar o să încerc în câteva minute să vă prezint esența acesteia. Ideea este că această comunicare, cantități și intensități extreme de precipitații căzute în 5 minute în Dobrogea, într-un interval variabil, ce este adevărat, cuprins între anii 1948 până în 2022, a fost realizat cu participarea mea personal în calitate de conducător științific al lucrării de doctorat realizată de doctorandul Irașoc Adrian, în colaborare și cu susținerea deosebită a unui alt fost absolvent al facultății noastre, Dumitrescu Alexandru, care în prezent lucrează la secția de climatologie a Administrației Naționale de Meteorologie, cea de la care am preluat datele necesare pentru realizarea acestei lucrări, împreună cu ajutorul unor două foarte bune colege de catedră de ale mele, lector universitar dr. Constantin Dana Oprea și asistent universitar dr. Grigore Elena. Din start trebuie să fac niște precizări, și anume, în primul rând că această problemă legată de cantitățile și intensitățile extreme ale precipitațiilor căzute în 5 minute este doar o temă parțială dintr-o temă mai vastă care se referă la analiza cantităților de precipitații căzute în termene mai mici de o zi, respectiv la intervale de 1, 3, 6 ore și chiar intervale mai mici de o oră, respectiv la intervale de 5, 10, 15, 20, 25 și 30 de minute. Sigur că am pornit de la premiza că aceste extreme pluviometrice, care de foarte multe ori scapă înregistrărilor clasice cu metodele clasice care se folosesc în stațiile meteorologice, sunt extrem de importante pentru că ele scot în evidență niște vârfuri, niște cantități sau niște valori excepționale, atât din punct de vedere al cantității cât și al intensității, care pot reprezenta adevărate fenomene de risc pentru societate, pentru că asemenea intensități extreme sau cantități extreme de precipitații pot produce viituri rapide, inundații și chiar pot determina distrugerea unor amenajări hidrotehnice, așa cum știm că, din păcate, s-a întâmplat în trecut în multe situații. Scopul cercetării noastre a constat în efectuarea următoarelor tipuri de analize. Deci, în primul rând, am analizat cantitățile maxime de precipitații, vă spuneam, cu caracter torențial, căzute în intervale, în cazul de față, mai mici de 5 minute, dar în lucrarea noastră mai amplă analizăm și celelalte tipuri de cantități maxime de precipitații căzute în intervale sub orare, 10, 15, 20, 25, 30 de minute. De asemenea, în legătură cu aceste cantități maxime, facem o analiză a intensităților maxime a precipitațiilor extreme căzute în aceleași intervale de timp. De asemenea, am analizat și care sunt tendințele deceniale pe intervale de 10 ani, de la 2 până la 100 de ani, de evoluție spațială și temporală a acestor extreme pluviometrice, astfel încât să putem să estimăm o probabilitate de repetare sau de producere
a unor asemenea precipitații cu caracter torențial. Aici, în imagine, am inclus o pluviogramă, tocmai pentru un pluviograf, de fapt, cu o pluviogramă aferentă, tocmai pentru a arăta faptul că toate datele primare pe care le-am folosit în analiza de față se bazează pe interpretarea acestor pluviograme de pe care am putut să extragem aceste cantități foarte precise de precipitații sub orare. Regiunea noastră de studiu se referă la teritoriul Dobrogei și Deltei Dunării. Sigur, toată lumea știe că acesta este un teritoriu cu foarte multe trăsături de specificitate climatică. Este un teritoriu situat în sud-estul României, limitat în trei părți, la vest, la nord și la est, de granițe naturale. Doar în partea de sud este o graniță terestră cu Bulgaria, în rest, în vest, este o graniță naturală reprezentată de bălțile Dunării, în nord este brațul Chilia care asigură granița între România și Ucraina, iar în est este Marea Neagră. Nu are rost să insistăm asupra reliefului acestei regiuni, care este extrem de variat, cu altitudini care variază între 0 și 467 de metri, o regiune cu foarte multe extreme din multe puncte de vedere, mai ales din punct de vedere geomorfologic și hidrologic, în care locuiesc peste 800.000 de locuitori. Am ales în mod special această regiune ca regiune pe care să probăm și să verificăm acest studiu exploratoriu pe care ni l-am propus, din mai multe motive. În primul rând, pentru că această regiune este cunoscută ca fiind o regiune caracterizată printr-un climat temperat semiarid, deoarece cantitatea medie anuală de precipitații variază sau se situează sub limita unanim recunoscută de OMM ca fiind limita aridității, sub 450 de milimetri anual. Cantitățile medii anuale de precipitații aici variază între 300 chiar și, mă rog, maxim 500 de milimetri. Uneori coboară chiar și sub 200 de milimetri. Din acest punct de vedere, teritoriul Dobrogei este cunoscut ca fiind una dintre regiunile cu cel mai mare deficit pluviometric din țară. Pe de altă parte, teritoriul Dobrogei este recunoscut ca fiind și regiunea cu cea mai călduroasă a României sau una dintre regiunile cele mai călduroase ale României, pentru că temperaturile medii anuale din această regiune se situează între 10 și 12 grade Celsius, cele mai mari de pe teritoriul țării noastre, din România. Spuneam anterior că datele pe care le-am folosit pentru realizarea acestui studiu au fost cantitățile de precipitații înregistrate de pluviografele clasice de tip USR cu picurător, care au existat în rețeaua de stații meteorologice sau au funcționat în rețeaua de stații meteo până în 2008, iar din 2008 acestea au fost înlocuite cu senzorii de specialitate de la stațiile meteorologice automate. Iar aceste instrumente, sigur că au furnizat acele pluviograme de pe care noi am scos toate cantitățile respective de precipitații. Aici este un tabel care prezintă cele 13 stații meteorologice identificate pe teritoriul Dobrogei, desigur cu toate datele lor de referențiere, altitudine, latitudine, longitudine, altitudine, precum și cu perioadele pentru care au fost disponibile măsurătorile, acestea variind de la 1948, cum este cazul stației Constanța, care este stația cu cel mai lung șir de date în acest sens, până la stația Sfântul Gheorghe Delta, care se găsește chiar la polul opus, cu numai 15 ani de observații în acest sens. Sigur că toate aceste date au fost furnizate de Administrația Națională de Meteorologie până la nivelul anului 2022. Metodele pe care le-am utilizat pentru prelucrarea statistică și procesarea tuturor acestor pluviograme
au fost extrem de complexe și mărturisesc că ne-au dat mare bătaie de cap, dar până la urmă am reușit să o scoatem la capăt. În sensul că, în primul rând, pentru a procesa un volum atât de mare de date, a trebuit să apelăm la limbajul de programare R, care permite această facilitate de procesare ultra-rapidă a unui volum mare de date. În al doilea rând, cantitățile maxime de precipitații au fost calculate printr-o metodă nouă care în România și în literatura de specialitate, cel puțin din Europa, nu a prea fost aplicată. Este contrară, de fapt, normativelor OMM, nu este contrară, ea este acceptată, a fost aplicată cu succes în Statele Unite, în sensul că aceasta constă în aplicarea unei așa zise ferestre glisante sau este vorba de evaluarea cantităților de precipitații căzute nu strict într-o zi calendaristică, așa cum se prevede în normativele OMM, ci într-un mod continuu pe parcursul a două zile consecutive, a două zile calendaristice consecutive. Aceasta este o metodă care ne-a permis o evaluare, o să arăt în finalul acestei prezentări, permite o evaluare mult mai precisă a cantităților maxime de precipitații și a intensităților mari de precipitații, existând diferențe sau apărând diferențe și de peste 20 de milimetri între această metodă a sumei glisante și metoda clasică recomandată de OMM de raportare la intervale de timp fixe, adică pe zile calendaristice. În ceea ce privește intensitatea precipitațiilor, aceasta a fost calculată, conform normativelor OMM, prin raportarea cantității maxime de precipitații căzută într-un anumit interval de timp la durata intervalului respectiv. Pentru evaluarea tendințelor de evoluție a cantităților maxime de precipitații căzute într-un interval de 5 minute, trebuie să atragem atenția că acest lucru a putut fi realizat numai pentru stațiile meteorologice cu șir lung de date, practic numai pentru 8 din totalul de 13 stații meteorologice pe care le-am luat în analiză, dar în situația în care procentul de erori a fost mai mic de 20%. Iar pentru evaluarea acestor tendințe de evoluție, am aplicat testul non-parametric Mann-Kendall, desigur, în situațiile în care stațiile beneficiau sau expuneau un procent de semnificație statistică de peste 95%. Panta tendinței a fost calculată însă prin metoda SEN. Și nu în ultimul rând, probabilitatea de producere sau de repetare a cantităților maxime de precipitații, precum și a intensităților maxime de precipitații, așa numita return period, a fost estimată cu ajutorul unui soft specializat, R Extremes, care a permis, o să prezint imediat, evaluarea posibilităților de repetare a anumitor tipuri de precipitații cu caracter extrem. Câteva dintre rezultatele pe care le-am obținut sunt expuse în mod sintetic, în formă grafică, în aceste hărți care prezintă cele mai importante valori pentru fiecare dintre stațiile meteorologice luate în analiză. În ceea ce privește cantitățile maxime de precipitații căzute în 5 minute, se constată așadar că cea mai mare cantitate de precipitații căzută într-un interval de 5 minute a atins 21,3 mm, din care 10 mm au căzut în primul minut la stația Hârșova, în data de 11 iulie 1967. Pentru această precipitație, sau acestei precipitații corespunzându-i o intensitate de 4,26 mm pe minut. La polul opus, cea mai mică cantitate de precipitații căzută într-un interval de 5 minute a fost de numai 10 mm la gura Portiței în 22 iunie 1983. Sigur că pe baza acestor valori extreme,
în faza următoare urmează să mergem să analizăm toate hărțile sinoptice, să vedem în ce condiții concrete a putut fi posibilă producerea acestora. Noi deja ne-am făcut o imagine și niște concluzii generale sunt prezentate la finalul acestei prezentări. În ceea ce privește intensitatea maximă a precipitațiilor căzute într-un interval de 5 minute, din start trebuie să atrag atenția că aceasta a fost calculată și evaluată pe baza unei scări a intensității precipitațiilor recomandată de Organizația Meteorologică Mondială, prezentată în tabelul de față. Ideea este însă că am constatat, ca regulă generală, că întotdeauna intensitatea maximă a precipitațiilor corespunde cantității maxime de precipitații. Și sigur că, în mod logic, e normal să fie așa. Cert este că, analizând toate tipurile de precipitații desfășurate într-un interval de sau mai mic de 5 minute, s-au dovedit a avea caracter extrem sau caracter violent, ceea ce înseamnă că acest element meteorologic dobândește realmente acest caracter de risc, mai ales în contextul în care teritoriul Dobrogei, am spus anterior, este un teritoriu cu un specific de deficit pluviometric în ansamblul său. Dar iată că atunci când se produc, aceste precipitații sunt extrem de intense. Sigur că cea mai mare intensitate a precipitațiilor căzute în 5 minute a fost de 4,26 mm în timp de un minut la Hârșova, urmată de valoarea de 4,07 mm pe minut la Mangalia. Aceste precipitații reprezentând de 3 ori mai mult intensitatea maximă sau caracterizată drept violentă potrivit normativelor OMM. La polul opus, cea mai mică intensitate a precipitației înregistrate în 5 minute a fost de 2,01 mm la Gura Portiței. În ceea ce privește tendințele de evoluție ale cantităților de precipitații căzute în 5 minute, acestea sunt extrem de variate și indică niște concluzii sau ne conduc spre niște concluzii, să spunem așa, puțin delicate, pentru că deja ele nu mai justifică sau nu se mai justifică pe fondul legităților generale legate de circulația atmosferei, de procesele caracteristice de interacțiune între masele de aer și teritoriul specific al Dobrogei. Făcând analiza acestor tendințe de evoluție a cantităților maxime de precipitații în Dobrogea, am constatat că, sigur, se constată tendințe de creștere în delta Dunării și pe litoralul românesc al Mării Negre, la stațiile Gura Portiței și Constanța, dar cea mai semnificativă statistic creștere se înregistrează la Gorgova și la Mangalia. În schimb, deci chiar în nordul extrem și în sudul extrem al litoralului românesc. În schimb, în interiorul Dobrogei, la toate stațiile meteorologice situate, sigur, din punct de vedere al legităților fizico-geografice, e normal deja să se întâmple acest lucru, dar la toate stațiile meteorologice situate în podișul central și sudic dobrogean sau în partea de nord unde sunt amplasați acel lanț de munți Hercinici, se înregistrează tendințe de scădere a cantităților de precipitații semnificative din punct de vedere statistic la stația meteorologică Megidia. De remarcat că pe teritoriul Dobrogei nu se remarcă absolut nicio stație meteorologică cu tendință de stagnare a precipitațiilor atmosferice. Deci, din acest punct de vedere, rezultă că cantitățile de precipitații căzute în acest interval de 5 minute va continua să fie în viitor un element de risc, fie în sensul său pozitiv, fie în sensul său negativ. Și ca să scoatem și mai bine în evidență acest lucru, noi am calculat și probabilitatea de producere, sau mai corect spus, de repetare a cantităților de precipitații căzute în anumite intervale de timp, 5 minute, 10 minute, 30 de minute, o oră, 2 ore, 3 ore,
pentru o sau într-o perioadă de 2 ani, 10 ani și 100 de ani. Pentru aceasta s-a aplicat un test de distribuție Gumbel, care și-a dovedit superioritatea față de alte teste de distribuție utilizate în metodologia de specialitate. Și am constatat că, cel puțin pentru perioade de repetare de 2 ani, această probabilitate de repetare variază de la un maxim de 1,429 mm per minut de la Megidia la un minim de 0,964 mm per minut la Sulina. Pentru 10 ani, aceleași valori variază de la 2,704 mm per minut la Corugia la 1,600 mm per minut la Sulina. Iar pentru 100 de ani, recordul îl deține, de fapt, pentru toate aceste tipuri de precipitații, 5 minute, 10 minute, 30 de minute, o oră, 2 ore, 3 ore, stația Corugia, amplasată în delta Dunării, nordul deltei Dunării, care atinge această intensitate maximă pentru perioadă de recurență de 100 de ani, de 4,306 mm pe minut, minimul înregistrându-se de data aceasta la Sulina cu 2,393 mm pe minut. Pe baza tuturor acestor prelucrări statistice, interpretări cantitative, repet, pe diverse perioade de timp în care s-au înregistrat cantități și intensități maxime de precipitații, suntem în măsură să scoatem în evidență următoarele concluzii. În primul rând, datele utilizate în acest studiu au permis realizarea unei analize detaliate a extremelor pluviometrice printr-o metodă nouă, și anume calcularea cantităților maxime de precipitații căzute în intervale subzilnice, adică mai puțin de 24 de ore și mai ales suborare, am zis 5 minute, 10 minute, 15, 20, 25, 30 de minute, prin metoda aceasta a sumelor glisante sau a ferestrei glisante, care, spre deosebire de metoda clasică recomandată de OMM, care prevede măsurarea cantităților de precipitații în stil cumulat pe parcursul unei zile calendaristice, 24 de ore, prezintă avantajul evidențierii unor cantități maxime de precipitații căzute în intervale sau concentrate în intervale foarte scurte de timp, care altfel nu ar fi luate în considerare. De exemplu, la 8 din cele 13 stații meteorologice luate în considerare din Dobrogea, prin această metodă s-a constatat că se înregistrează cantități mult mai mari de precipitații. La 3 dintre aceste stații, diferența între cele două metode, aceasta a sumelor glisante și cea clasică de tip OMM, depășește 20 de milimetri. Practic, s-a înregistrat o diferență de 33,1 mm la Damplisi, 27,5 mm la Julilovca și 24,3 mm la Gura Portiței. În al doilea rând, rezultatele obținute în cazul acestui studiu scot mai bine în evidență contrastul paradoxal dintre cantitatea medie multianuală relativ redusă de precipitații din Dobrogea, care variază între 250-400 mm pe an, cel mult, și cantitățile sau intensitățile extreme de precipitații care se pot înregistra în timpul unor precipitații foarte concentrate în perioade scurte de timp, 5-10-15 minute. Atât instrumentele clasice utilizate pentru măsurarea cantităților de precipitații, este vorba de pluviografele cu ecran picurator, cât și cele moderne, cum este cazul senzorilor de la stațiile automate, pot prezenta de foarte multe ori lipsuri de înregistrare. Unele din aceste instrumente se defectează, înregistrează perioade lipsă și așa mai departe. Motiv pentru care recomandăm sau în cazul studiului nostru am constatat că această metodă a sumelor glisante este foarte facilă pentru că ea permite evaluarea mult mai sau cu un grad mult mai mic de eroare a cantităților de precipitații căzute în anumite perioade de timp. De asemenea, trebuie să ținem cont și de faptul că am constatat, sigur, și din cauza diferențelor foarte mari ale lungimii șirurilor de date, care am zis variază de la 15 la peste 70 de ani, dar am constatat că într-adevăr o influență importantă asupra calității datelor și sigur și a rezultatelor obținute îl are câmpul de metadate din spatele fiecărui șir de date.
Și acest câmp de metadate se referă în mod special la modificările legate care au survenit în amplasamentul stațiilor meteorologice, cum este cazul, de exemplu, a stației Sulina, care este amplasată în mediul offshore și care resimte mult mai pregnant influențele suprafeței acvatice ale bazinului Mării Negre decât dacă ar fi fost amplasată într-o zonă terestră. Și din acest motiv, sigur că aceste continue modificări ale câmpului de metadate, de asemenea, pot introduce erori, mai ales când se evaluează cantitățile de precipitații pe intervale de timp mai mari de o oră sau o zi. Și nu în ultimul rând, vă spuneam că noi am trecut în faza a doua la evaluarea contextelor sinoptice cele mai favorabile producerii unor cantități însemnate de precipitații în intervale foarte scurte de timp și am constatat că, analizând caz de caz, am constatat că cea mai mare frecvență a acestor situații este datorată de prezența unei configurații de blocaj de tip cut-off low a ciclonilor din nord-vestul Europei, adică din nordul Oceanului Atlantic, care astfel sunt forțați și să se deplaseze spre sud-estul Europei și vestul Mării Negre, mai ales în timpul verii, intensificând instabilitatea atmosferică care stimulează termoconvecția. Practic, ceea ce trebuie să înțelegem este că marea majoritate a acestor cantități extreme de precipitații căzute în intervale suborare se datorează, sunt mai ales precipitații estivale, care se datorează în principal unei instabilități extrem, extrem de accentuate a atmosferei. În final, nu pot decât să vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Aici am prezentat o captură de ecran cu limbajul de programare R în care am operat sau prin care am operat toate aceste procesări de date meteorologice. Și dacă îmi permiteți să vă mai captez atenția spre finalul acestei prezentări, aș scoate în evidență câteva idei legate pe care mi-aș permite să le împărtășesc cu dumneavoastră, care au fost evidențiate în cadrul Forumului Științific al Organizației Meteorologice Mondiale pentru regiunea Europa, care a avut loc în zilele de marți și miercuri la București, la care am avut onoarea să particip. Și în cadrul acestei reuniuni, la care au fost prezenți șefii celor mai importante rețele meteorologice din Europa, s-a pus foarte, foarte mare accent tocmai pe această problematică a fenomenelor atmosferice, meteorologice și climatice de risc, în principal în ceea ce privește posibilitatea și capacitățile de prognozare timpurie a acestora, de modul în care, în condițiile în care tehnologia modernă permite realizarea unor măsurători în timp real, sunt parametri meteorologici care se măsoară din 10 în 10 secunde, de la un număr din ce în ce mai mare de stații meteorologice, s-a pus în mod accentuat ideea introducerii pe scară și utilizării pe scară din ce în ce mai largă a inteligenței artificiale, care la ora actuală este considerată ca fiind singura cale prin care meteorologia mai poate să facă față și să se dezvolte în viitor pentru a face față unui câmp de-a dreptul exploziv de informație. În al treilea rând, s-a pus problema, aceasta a fost o problemă foarte spinoasă, foarte dezbătută, legată de disponibilitatea datelor meteorologice și climatice. Și în acest sens s-a pus problema legată mai ales în contextul creșterii frecvenței și intensității fenomenelor atmosferice, mai ales a celor legate de procesele termoconvecției. S-a pus problema creșterii numărului de stații meteorologice și dotarea corespunzătoare a acestora, care să realizeze radiosondaje, mai ales în toată această regiune din estul, sud-estul Europei. Pentru că, mă rog, în această regiune stațiile
Cele cu acest profil se găsesc la distanțe mai mari, chiar de 1000 de kilometri, iar știți și dumneavoastră că sunteți toți în domeniu, aceste fenomene de risc se dezvoltă la scări mici și în perioade de timp foarte scurte, practic în timp real. Și atunci, cu atât mai mult se impune existența unor astfel de puncte de observații mai dese în structura de ansamblu a rețelelor meteorologice. Iar o altă problemă importantă care s-a discutat a fost cea legată de comunicarea tuturor acestor situații de risc. Sigur că aici a fost o întreagă controversă legată de rolul mass mediei în modul în care legat de modul în care se comunică toate aceste fenomene și caracterul acesta extraordinar, catastrofic de multe ori și exagerat al acestor fenomene. Ideea este că în final baza comună, poziția comună care a fost adoptată de toată lumea a fost aceea extrem de echilibrată și de logică, cum este normal să fie, că întotdeauna adevărul științific trebuie să primeze, iar rețelele meteorologice, mai ales dublate de instituțiile de învățământ, de toate gradele, trebuie să conlucreze pentru a lărgi, adică a face o educație pentru climă în rândul publicului larg, a tinerilor, a tuturor oamenilor, ca să înțeleagă că de fapt nimic nu este anormal, că chiar și aceste fenomene anormale sunt niște manifestări puțin extreme ale interacțiunilor dintre componentele mediului natural, dar că prin mijloace corespunzătoare de prevenție, de observație, de comunicare, de interpretare, putem să le facem față cu brio. Vă mulțumesc foarte mult și doresc mult succes tuturor participanților. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim și noi. Așa, deci vom iarăși probleme tehnice. Mulțumim și noi și mulțumesc foarte mult domnului director care a deschis seminarul nostru și o să preiau, deci, moderarea acestui seminar. Vă rog mult, poate are cineva ceva de concretizat sau are ceva, o întrebare pentru doamna raportor, astfel ca să informația care a fost destul de convingătoare, destul de deci multă, să zicem așa, să fie accesibilă toți, deci vă rog mult. Cu permisiunea noastră, Rodica. Domnul Psântică, doriți să vă expuneți? Doar câteva întrebări. Dar noi nu vă auzim. Nu se aude? Nu e problemă tehnică cu sincronizarea sunetului. Da, vă rog, domnul Psântică. Cum am putea explica cauzal această diferențiere a precipitațiilor pe o distanță scurtă, vest-est, între Hârșova și Gura Portiței? Pentru că acolo, am văzut, sunt diferențe la 5 minute destul de mari de precipitații pe un areal și o distanță vest-est, cum spuneam, destul de mică. Nu știu, ar fi vreo 200 de kilometri, cred că. Poate niște circumstanțe locale, circumstanțe sinoptice regionale. Da, nu se mulțumesc pentru întrebare și pe noi ne-a intrigat această situație. Problema este că, sigur, în zona continentală a Dobrogei nu sunt probleme. Sunt acolo predomina influența circulației generale aerului, adică a curenților dinspre nord, a maselor de aer dinspre nord-nord-est, care au un caracter mai uscat, mai ales în timpul iernii. În ceea ce privește Gura Portiției, trebuie să ținem cont însă de rolul acesta care se opune termoconvecției, al regimului termic mai moderat,
mai ponderat al Mării Negre, care se află în proximitate și prin suprafața sa extinsă, ea inhibă o foarte mare parte din aceste procese termoconvective care se dezvoltă mai ales în timpul verii. Tocmai asta este ideea, că această analiză a cantităților de precipitații pe intervale foarte scurte de timp este total diferită față de imaginea oferită de cantitățile medii de precipitații căzute în 24 de ore sau pe intervale mai mari de timp, de câteva zile sau chiar o lună. Și noi chiar acum suntem în curs de a publica un studiu exact pe această temă, mult mai elaborat și mai cuprinzător, în care tocmai arătăm că, deși este mult mai laborios tot acest studiu, pentru că trebuie să apelez la cantitățile de precipitații înregistrate de pluviografe sau de senzorii de precipitații ai stațiilor meteo. Dar este mult, mult mai exactă și am arătat, diferențele sunt destul de importante. Sper că v-am lămurit cât de cât. Vă mulțumesc mult, doamna. Și eu vă mulțumesc și sper să colaborăm. Sper să colaborăm cât mai mult. În penultimul slide apar valori după virgulă cu trei cifre. Vi se pare posibil cu pluviografele rusești? Cred că sunt pe bază de senzori, da? Nu, dar am procesat datele cu limbajul R și le-am lăsat ca atare. Okay. Dă un grad, pentru că sunt diferențe foarte, foarte mici. Apar diferențe foarte mici de ordinul miimilor și atunci, pentru a face diferențierea, mai ales pe perioadele acestea de recurență, de repetare foarte mari, de 50, 60, 70 de ani. Și atunci, ca să pot să faci o distinție, o ierarhie între stații, am apelat la 3 decimale. Acesta a fost principiul. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Mulțumesc. Mai sunt careva... Iar sustens microfonul. Ne auziți? Da. Mai dorește cineva să intervină cu careva întrebări? Dacă nu, atunci să rog următoarea echipă de cercetători, deci Axinte, Dănuț, Florea, Daniel, să ne prezinte raportul care presupune deci informații privind dezvoltarea infrastructurii de protecție față de riscuri climatice. Sunteți pregătiți? Da, bună ziua tuturor! Din partea noastră, sincere felicitări Institutului de Ecologie și Geografie pentru organizarea acestui seminar științific dedicat Zilei Internaționale pentru Reducerea Riscurilor la Dezastre. Este pentru a doua oară când participăm la acest seminar. Aș începe cu un pios omagiu față de Maria Nedelcov, care mi-a fost conducător științific în cotutelă cu regretatul profesor emeritus Liviu Apostol. Și am să încerc astăzi, împreună cu colegii noștri, să vă prezentăm un material legat de dezvoltarea infrastructurii de protecție față de riscurile climatice. Materialul a fost întocmit de un colectiv care mai cuprinde, în afară de mine, pe colegul meu, colegii mei, Daniel Florea și Nicolae Ilie. Noi fiind membrii ai operatorului licențiat care execută intervenții active în atmosferă în România. Materialul pe care îl voi prezenta are la bază
date furnizate de către Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de creștere a precipitațiilor. Și aș porni de la faptul că Cristiana Ficăraș, fostul secretar executiv al Convenției Cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice, spunea, printre altele, că rezolvarea problemei schimbărilor climatice în timp util nu este o chestiune legată de speranță, ci una de luare de decizii, alegeri, curaj, datorită faptului că timpul limitat este limitat de acum încolo pentru noi. Anual, la nivel global, aș preciza faptul că vremea are un impact din ce în ce mai mare asupra mediului înconjurător, iar pentru perioada 2015-2022 se consideră ca fiind cea mai călduroasă perioadă înregistrată vreodată în România. Tendința de încălzire fiind din ce în ce mai vizibilă pe o perioadă lungă de timp. În imagine vă prezint indicele precipitațiilor standardizate furnizate de observatorul global al secetei și se observă că zona de est, sud-est și sud a României împreună cu întregul teritoriu al Republicii Moldova. Părinte, nu se rulează slide-urile. Nu se rulează? Nu. Aolea. Stați să vedem. E o problemă. Se observă slide-ul 4 la dumneavoastră? Tinte, dacă îmi permiteți, dați pe slideshow sau, dacă nu, acum sunteți în prezentarea generală. Dați pe slideshow ca să puteți derula. Slide control. Stați să reiau, e o problemă la mine. Da, sigur. Deci acum... E bine. Îl las așa că nu deranjează pe nimeni, bănuiesc. Spuneam că se observă că cele mai deficitare zone în precipitații în ultimii ani se află în această parte a Europei, care cuprinde inclusiv teritoriul Republicii Moldova, și că tendința de încălzire în viitor este tot mai pregnantă. Se observă în același timp aceeași hartă, că, pe aceeași imagine, că zonele cu climat umed sau moderat sau foarte umed sunt destul de limitate la nivelul Europei și că obiectivele pentru schimbarea, la adaptarea schimbărilor climatice și combaterea efectelor acestora devin tot mai dificil de atins. Din punct de vedere al riscurilor și provocărilor, România este vulnerabilă față de fenomenele meteorologice periculoase de intensitate medie și mare, aici incluzând seceta, furtunile violente, grindina de mari dimensiuni, ploile abundente,
inundații ca urmare a fenomenelor meteorologice accentuate datorate schimbărilor climatice și care se manifestă în regiunea noastră. De asemenea, există o capacitate redusă de adaptare, fiind necesare și urgente acțiuni de combatere a efectelor severe și de diminuare a impactului pentru care schimbările climatice îl au asupra societății în general și agriculturii în mod special. De asemenea, faptul că România este expusă la riscul de deșertificare, fenomenele meteorologice extreme, seceta, furtunile violente, afectează atât mediul cât și sectoarele de activitate, în special capacitatea de producție agricolă. Anual, fenomenele acestea distrug mii de hectare de culturi cu o valoare economică ridicată, cauzând pierderi mari pentru agricultură, afectând capacitatea de producție și încrederea fermierilor de a investi în activitățile cu zone de risc climatic ridicat. Aș menționa faptul că deja în România, discutând cu parte din fermieri, unii se gândesc foarte profund dacă vor mai investi în acest domeniu de activitate, iar cei care vor să investească în continuare vor trebui să-și adapteze culturile la schimbările climatice care se manifestă sau la trecerea la cultivarea altor tipuri de culturi care până acum nu erau specifice țării noastre. De asemenea, combaterea locală a fenomenelor de grindină și secetă a devenit o prioritate pentru sectorul agricol și a dezvoltării rurale în general în țara noastră, motiv pentru care s-au dezvoltat măsuri de diminuare a riscurilor climatice prin activități de intervenție activă în atmosferă, acolo unde zonele sunt predominant cu culturi agricole cu valoare economică ridicată. În imagini se observă pagubile produse de cădere de grindină în vara anului trecut în județul Vrancea. Sunt zone unde a fost afectat și până la 80-90% culturile respective. De asemenea, faptul că în anul trecut, în 2022, s-a înregistrat în unele zone din România cea mai gravă secetă din ultimii 100 de ani, fiind mult mai accentuată decât cea din anul 2019, care a fost un an cu recorduri absolute în materie de lipsă de precipitații pe teritoriul național. În acest context, trebuie analizată necesitatea și oportunitatea dezvoltării și desfășurării anumitor acțiuni care să aibă ca scop reducerea riscurilor la dezastre. Din punct de vedere al necesității, fiecare stat membru al Uniunii Europene trebuie să adopte strategii și planuri naționale de adaptare, ținând seama de faptul că se dorește bunăstarea cetățenilor și prosperitatea societății, se dorește securitatea și accesibilitatea energetică și alimentară și, de asemenea, integrarea riscurilor climatice în deciziile de investiții și planificare. Ca oportunitate pentru a face față viitoarelor provocări climatice, tot mai multe țări investesc în sisteme naționale de protecție și intervenție preventivă, care mobilizează mai multe segmente ale societății în gestionarea riscurilor climatice. În România, abordarea strategică în acest domeniu, printre alte activități, îl constituie și înființarea și dezvoltarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, motiv pentru care s-a creat cadrul legal. România este printre puținele țări care au o lege organică în acest sens și în care se stipulează că activitățile de intervenție activă în atmosferă sunt gestionate de către Sistemul Național Antigrindină și de creșterea precipitațiilor și reglementate prin legea 173 din 2008,
și alte hotărâri. Este una din țările care are stipulat prin hotărârea din guvern 256-2010 un program pe o durată mai lungă de dezvoltare a sistemului, perioada 2010-2024. Și faptul, e de menționat faptul că aceste activități se desfășoară în concordanță cu recomandările OMM-ului, Organizației Meteorologice Mondiale, a cadrului de la Sendai pentru reducerea riscului la dezastre pentru perioada 2015-2030 și alte convenții la care internaționale, la care România este parte și semnatară. Printre partenerii acestui sistem din România se numără mai multe ministere, Administrația Națională de Meteorologie, Autorității Aeronautice Civile și Militare, autorități publice locale, furnizori de și bunuri de servicii, fermierii, beneficiarii publici și privați, comunitatea științifică și, nu în ultimul rând, mass media, care are menirea de a informa corect cetățenii vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în urma manifestărilor climatice din ultima perioadă de timp. Obiectivele activităților de însămânțare a norului, de cloud seeding, sunt următoarele: reducerea riscurilor față de fenomenele meteorologice periculoase în zonele vulnerabile și cu culturi agricole valoroase. Un alt aspect îl reprezintă creșterea și uniformizarea locală a precipitațiilor în zonele cu risc de secetă sau cu deficit major de apă. Și, nu în ultimul rând, participarea la programele regionale și internaționale în domeniu pentru dezvoltarea tehnologiei de intervenție active în atmosferă. În ceea ce privește combaterea căderilor de grindină, începând cu anul 2005, în structura Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a fost înființată Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, și au fost realizate anual, în perioada aprilie-octombrie, acțiuni de combatere a căderilor de grindină prin activități de însămânțare a norului, folosind tehnologia rachetelor antigrindină. În acest moment, Sistemul Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor are în componența sa un număr de 99 de puncte de lansare, organizate în 6 unități de combatere a căderilor de grindină dispuse pe teritoriul național, iar în baza studiului efectuat se asigură protecția comunităților locale a suprafețelor împotriva căderilor de grindină pe aproximativ 2,3 milioane de hectare. În graficul alăturat se observă evoluția din 2004 până în 2010 a punctelor de lansare, și aici acestea au aparținut unității pilot de combatere a căderilor de grindină din Prahova. În 2010 a luat ființă unitatea de combatere de la Iași și ulterior celelalte unități, ajungându-se la un număr de 99 de puncte de lansare în acest moment, în funcțiune operaționale. Sistemul este un sistem coerent, interconectat regional și are în componență unități de combatere a căderilor de grindină, grupuri de intervenții active în atmosferă, unități pentru creșterea și uniformizarea precipitațiilor. Avem imagini cu un punct de lansare. În partea stângă, jos, este punctul de lansare de lângă Cotnar, punctul de lansare Hodora, ferma Hodora. Și din punct de vedere al caracteristicilor, aceste puncte de lansare a rachetelor trebuie să amplasate de regulă în zonele rurale, pe o suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați, 50 pe 30 de metri. Un asemenea punct protejează aproximativ 23.000 de hectare. Fac mențiunea că sistemul este, utilizarea tehnologiei rachetei implică o rețea, un sistem dezvoltat, deci mai multe puncte de lansare, 15-20 de puncte de lansare pentru o unitate. Fiecare punct de lansare cuprinde o infrastructură de lansare, un depozit de muniție, elemente de pază și protecție și facilități pentru asigurarea serviciului operativ. În ceea ce privește creșterea și uniformizarea precipitațiilor, începând cu anul 2000,
18 și până anul trecut inclusiv s-au realizat cercetări și teste experimentale pentru creșterea și uniformizarea precipitațiilor utilizând tehnologia aviației în zona Moldovei, în partea Dobrogei și a Bărăcanului, în partea Muntenii și a Olteniei și nu în ultimul rând, ultimul experiment anul trecut l-am desfășurat cu aviația în zona Satu Mare Bihor, urmând ca de luna viitoare, sau mai bine zis, în ultima decadă acestei luni și începutul lunii viitoare, să facem un nou experiment pe partea Timiș-Arad, în Banat, și din nou pe zona Olteniei și a Munteniei. Iar aș menționa faptul că aceste teste experimentale au confirmat necesitatea implementării tehnologiei aviației pentru creșterea precipitațiilor, dar și în subsidiar și pentru combaterea grindinei, da, cu aeronavele. Aș face aici o completare că teritoriul național al României, teritoriul agricol pentru din România, cuprinde aproximativ 10 milioane de hectare. Se dorește în final ca aproximativ 5 milioane de hectare să fie protejat cu o tehnologia aviației, vreo 3 milioane de hectare cu sau 4 cu tehnologia rachetelor și 1 milion de hectare cu alte tehnologii. Structura sistemului național antigrindină cuprinde 3 centre zonale de coordonare, Muntenia la Ploiești, Moldova la Iași și Transilvania la Târgu Mureș. În total sunt 6 unități de combatere a căderilor de grindină cu număr variabil de grupuri de combatere și implicit puncte de lansare. Aș face mențiunea că la Iași își desfășoară activitatea un centru unic integrat de aviație care este, reprezintă interfața între unitățile de combatere a căderilor de grindină și structurile de aviație civilă și militară. De asemenea, fac mențiunea că sunt în total realizate 106 puncte, urmând a fi preluate și introduse în exploatare încă 7 puncte de lansare. De asemenea, aș prezenta câteva din beneficiile activităților de însămânțare a norului. Printre acestea, faptul că se urmărește un sector de cercetare, dezvoltare modern și eficient, prin extinderea de utilizare de noi tehnologii de intervenție activă în atmosferă în țara noastră, creșterea competitivității agriculturii prin protecția economiei agricole față de fenomene meteorologice periculoase și, nu în ultimul rând, creșterea calității vieții mediul rural prin protecția comunităților locale față de riscurile climatice, astfel încât dezvoltarea sistemului să se alinieze obiectivelor stabilite prin programul de guvernare, legislația în vigoare și prioritățile de management a riscurilor climatice stabilite la nivel mondial. În ceea ce privesc tehnologiile de însămânțare a norului, la baza tuturor metodelor de intervenție active în atmosferă, îl reprezintă acțiunile de a plasa materialul de însămânțare, fie glaciogen, de regulă iodura de argint sau higroscopic, clorura de sodiu sau clorura de calciu, în nor, în funcție de caracteristicile acestuia. Astfel încât România va fi printre puținele țări în perioada următoare care va lucra într-o manieră științifică și armonioasă cu toate tehnologiile existente în acest moment pe plan mondial, respectiv cu tehnologia rachetelor, cu tehnologia aviației, a generatoarelor terestre, baloanele cu heliu, care reprezintă o noutate la noi. Anul acesta vom desfășura al doilea experiment cu aceste baloane cu heliu, și sunt indicate pentru stimulare de precipitații, dar se pot folosi și la combaterea grindinei. Și nu în ultimul rând ne preocupă
testarea, experimentarea și posibil introducerea în lucru a unei tehnologii cu drone în perspectivă. Conform OMM-ului, în perioada anilor 81-2022, la nivel mondial au fost realizate și continuă a fi operaționale peste 100 de proiecte de intervenție active în atmosferă. Deci sunt multe țări care sunt preocupate în această perioadă de diminuarea riscurilor provocate de fenomene meteorologice periculoase. Faptul că acest sistem național antigrindere și de creștere a precipitațiilor asigură protecția culturilor agricole cu înaltă valoare economică, acestea fiind reprezentate de către vii, culturi, livezi, sere, nu în ultimul rând ne preocupă chiar și cultura mare, deci a bunurilor publice și private, pentru că s-a constatat că pagubele provocate de grindină în ultima perioadă sunt mai mari chiar valoric în mediul urban decât în mediul rural, da? Afectând mijloace de transport cât și obiective social-culturale. Da? Și ne preocupă, deci, protecția față de fenomenele meteo periculoase asociate schimbărilor climatice. În ceea ce privește ca un traseu privind implementarea unor programe de diminuare a riscurilor la dezastre, se pleacă de la documentațiile tehnico-economice pentru investiții, programe experimentale, consultanță și management de proiect. De asemenea, următorul pas reprezintă achizițiile publice de bunuri și servicii, se obțin autorizările, avizele și licențierile necesare pentru punere în funcțiune și în final se trece la exploatarea operațională. Ca și priorități în extinderea și dezvoltarea sistemului nostru, antigrindere și creșterea precipitațiilor, îl reprezintă tehnologiile care pot fi introduse în operativitate. Pentru aceasta trebuie creată o infrastructură adecvată, astfel încât să poată fi operaționalizată cât mai eficient. Contractarea de servicii care să utilizeze aceste tehnologii, iar prin rezultatele care se vor obține, să avem o eficiență și o eficacitate așteptată. Din acest punct de vedere, vă voi prezenta câteva cifre relevante, respectiv faptul că în ultimii 5 ani costurile la protecția antigrindină au fost între 11 și 19 euro pe hectar, iar ca beneficiari direcți se numără aproximativ 2 milioane de persoane, protejând o suprafață de 2,3 milioane de hectare și având în spate 15 ani de dezvoltare planificată, stabilită prin hotărârea de guvern 256. Acești 15 ani se vor încheia în anul viitor, 2024. Vă prezint datele de contact al Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și activitățile și societății noastre, intervenții active în atmosferă. Vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată și dacă sunt întrebări, vă răspund cu multă plăcere. Mulțumim și noi pentru raport și, într-adevăr, sunt ceva întrebări, poate ceva necorecteți? Dacă nu, atunci o să rugăm ca cumva să... Deci noi avem niște restricții totuși de timp, ca să nu depășim timpul. O să rog, deci am fost intenționată că domnul Paraschiv Iurel se conectează pe parcurs, de aceea o să rog foarte mult grupul doctor cercetător Florin Constantin Mihai să, deci, să conecteze, dacă sunt prezent. Da, bună ziua! Da, acum încerc să dau share la prezentare.
Da, și până dumneavoastră vă conectați, deci eu vreau doar atât să menționez că toate cele rapoarte care au fost până acum, deci sunt, să zicem așa, cumva putem să le transpunem și pentru Republica Moldova, fiindcă problemele sunt comune la toți, atât doar că posibilitățile noastre sunt încă mai restrânse ca ale dumneavoastră, dar sperăm să izbutim cu forțe proprii și comune. Da, vă rog mult. Bună ziua, se vede prezentarea? Ok. Vă mulțumesc. Numele meu este Florin Constantin Mihai, sunt cercetător științific la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Eu vin cu o temă puțin mai exotică, adică rolul dezastrelor în mobilizarea plasticului. Mai punem accentul pe rolul evenimentelor hidrologice în mobilizarea plasticului, dovezi de poluare istorică. Bineînțeles, când ne referim la evenimente hidrologice, asta înseamnă și creșterea debiturilor, viituri inundații, dar și seceta, pentru că am mers pe teren în acest an și am avut ocazia să văd că seceta mi-a dat prilejul să observ niște dovezi de poluare istorică, mai ales în bazinul hidrografic Bistrița. Evenimentele hidrologice, mobilizarea plasticului, știm deja, este o problemă de mediu, de notorietate, poluarea cu plastic a lacului Izvorul Muntelui. De fapt, cred că lacul Izvorul Muntelui este cam cel mai poluat lac din Europa, la macroplastic. Deci se acumulează o cantitate foarte mare de petor, din datele care le avem și din ecologizări, de la Hidroelectrica, și eu în acest an încerc să fac o modelare la nivel de localități, cât contribuie fiecare localitate la poluarea cu plastic. Vedem în stânga o imagine cu acumularea poluării cu macroplastic la Izvorul Muntelui, realizată în aprilie, când așeniesc în acea perioadă. Cum se adună macroplasticul cu bușteni, practic Hidroelectrica în mod legal, ea este obligată să asigure igienizarea luciului de apă. Se observă foarte clar că sunt multe cantități de peturi, dar și deșeuri lemnoase. Ele sunt după aia colectate și ajung la o bună parte din ele la stația de sortare din Tașca. Cei de la Hidroelectrica nu sunt prea bucuroși că trebuie ei să asigure igienizarea, pentru că ei invocă principiul poluatorul plătește. Nu ei produc poluarea, poluarea este produsă în amunte, de localitățile rurale, de agenții economici și chiar de turiști. În dreapta vedem bazinul hidrografic al Bistriței. Bineînțeles că vedem că sunt multe localități în amunte de lacul Izvorul Muntelui care pot contribui la poluarea cu plastic. Această hartă măsoară distanța de la primul curs de apă până la rețeaua hidrografică O3. O3 înseamnă cu o clasificare Horton-Strahler, plus înseamnă că am luat chiar și unele secțiuni de râuri de ordine întâi, din cauza că am mers pe teren și am văzut că există poluare cu macroplastic, cum ar veni râul Potoci din Bicaz. Și observăm, am observat pe teren că sunt mai multe, la nivelul mai multor subbazine există o poluare de plastic masivă. Deci avem și în partea din nord, în amonte, de Izvorul Muntelui, exemplu, sub bazinul Bistricioara, care alimentează semnificativ. Deocamdată am niște rezultate preliminare în modelarea mea, dar pot să spun deja acest lucru, că contribuie în mod semnificativ la poluarea aici, spre viaductul Poiana Teiului. Bineînțeles că contribuie și localitățile din vecinătatea lacului, cum este comuna Hangu sau unele localități din Oate Bicaz. Dar cât și la nivelul bazinului hidrografic Bicaz. Aici este Valea Dămucului cu Bicaz, contribuie, iar am văzut pe teren, destul de multă poluare plastic. Cât și la nivelul bazinului hidrografic Racău. Aici am avut ocazia, datorită secetei de anul trecut și anul acesta, să văd dovezi de poluare istorică. Poluare istorică înseamnă poluare plastică acumulată din anii precedenți. Probabil cele mai importante inundații în zonă au fost cele din iunie-iulie 2018, care au putut să mobilizeze o cantitate foarte mare plastic din amonte. Aici, în acest tabel, am făcut un primul studiu preliminar în 2018, este publicat în acest jurnal, o primă modelare a poluării plasticului
Și aici vedem două valori cu roșu. Ceea ce mi-a rezultat din modelarea mea preliminară, faptul că între anul 2004-2010 s-au generat 235,44 tone de deșeuri de plastic din 57 de sate, iar cantitatea de deșeuri colectată era, pe această perioadă era 275,32. La momentul respectiv eram bucuros, am spus că diferența dintre ele este explicată și de o mare parte de ce este generată de localități rurale, în jur de 85%, și diferența poate fi atribuită și turismului. E, acum, după ce am mers mai mult timp pe teren, îmi dau seama că am fost puțin pripit, din cauza că modelarea trebuie să ne rezulte o cantitate mult mai mare decât datele din teren. Pentru că o bună parte din plastic rămâne pe afluență, este captat de vegetația ripariană, deci nu tot ce se generează la nivel de bazin hidrografic ajunge în lacul Izvorul Muntrei, după care mai este o problemă că mult plastic, seceta a demonstrat că de anul trecut la nivelul bazinului hidrografic, la nivelul lacului Izvorul Muntelui, este captat și în sediment, în zona de golfuri și este captat și de pădurea la marginea zonei de golfuri. Sunt zone, practic, unde este acoperit de vegetație. Numai dacă calci, sunt destul de greu de accesibile, calci pur și simplu pe pieturi, acoperit de sol. Deci este poluare istorică care nu apare nici în statistică, nici în campaniile de ecologizare desfășurate de ONG-uri. Această hartă reprezintă o primă tentativă de a evalua poluarea cu macroplastic la nivelul ecoregiunii carpatice din România. Din cauza că este ecoregiunea carpatică, este inclusă și Transilvania. Plecând de la niște date globale, vedem în dreapta niște date globale, care pornesc de la indicatorul de mismanagement plastic waste. Mismanagement plastic waste înseamnă deșeuri fie abandonate sau littering, deci abandonăm, cum aruncăm noi un sticlă de PET, înseamnă littering, sau depozite ilegale de deșeuri, sau depozite neconforme de deșeuri, neconforme, adică în raportare la legislația din Uniunea Europeană. Și vedem că pentru România, la nivelul acestui studiu, s-a luat în considerare o valoare de mediană de 34%, pentru Polonia 17%, pentru Ucraina 78%. I-am pus doar ca referință, pentru Republica Moldova 99%, ceea ce mi se pare exagerat personal. Și luând în calcul aceste valori, pe bază de analiză spațială, s-a încercat o primă mapare a acestor deșeuri gestionate necorespunzător, valorile fiind exprimate în tone pe an, pe kilometru pătrat. Și vedem o clasificare, sunt valori peste 409 și numite hotspot, cei cu roșu, și cold spot sunt valorile 0,1. Deci hotspot-urile reprezintă un interes general. Este o primă încercare. Ea ne oferă o imagine de ansamblu la o scară geografică mare, dar ele trebuie să fie confirmate de studii mai regionale. Pentru că și pentru România valoarea de 34% este luată la nivel național. Noi știm foarte bine că sunt diferențe între mediul urban și mediul rural. Și în ceea ce privește generarea și în ceea ce privește compoziția deșeurilor. Și același lucru este valabil și pentru celelalte state. Deci trebuie studii la nivel regional mai amănunțit. Poluarea plastică nu există doar în zona montană. Ne așteptăm ca în zona montană să fie o poluare plastică datorită distanței foarte mici dintre intravilanul localității și cursurile de apă. Dar același lucru se întâmplă și în zona subcarpatică. Avem Părâul Limpedea, numai limpede noi, între Gârleni și Hemeiuș. Deci am identificat chiar și în zona de subcarpație Moldovei zone de acumulări plastic. Și în imaginea de stânga vedem Râul Bicaz. E cam cum ce ar însemna să fie un hotspot. Da? Cei cu roșu, cam așa, ar trebui să fie un hotspot de poluare plastică. Dar observațiile pe teren și din acest an au scos în evidență faptul că și în unele dovezi de poluare istorică, vedem aici deșeuri lemnoase și peturile datorită creșterii debitelor, mai ales în sezonul de primăvară. Deci dovezi clar că plasticul
bineînțeles, și deșeurile noastre sunt mobilizate din amonte și transportate mai în aval. Aici e zona aproape de confluența cu Bistricioara. Deci e clar că avem dovezi că plasticul vine și din județul Harghita. Nu se rezumă doar la localitățile din județul Neamț. Și vedem cum se cita din acest an. Mi-a permis, practic, să merg pe albie. Era imposibil dacă era curs de apă să merg pe această albie și am fotografiat aici, sunt doar două pozi reprezentative, dar ele sunt mult mai multe. Practic am mers de-a lungul râului cât am putut și se vede foarte clar diferite fracții de folii, cum este captat pe vegetație, cum este prins și pe sediment, folii, peturi de plastic și așa mai departe. Inclusiv textile am mai văzut. Un alt exemplu, pe pârâul Oraița, afluent al Cracăului. Din nou vedem plastic, folii de plastic prins de vegetația ripariană și aici albia secată, cum sunt peturile transportate. Da. Pârâul Almaș, un afluent al Oraița, tot în bazinul hidrografic Cracău, din nou, în tandem, deșeurile lemnoase și plastic, folii, peturi, care sunt dovezi de poluare istorică, pentru că noi n-am mai avut inundații în ultimii 2 ani ca să justifice o asemenea mobilizare în zona de confluență. Un alt exemplu este lunca Cracăului, a Munte de Versești, în Girov. Am pus și imaginea satelitară, deci aici vedem pârâul Oraița la confluență cu Cracău, râul Cracău. Și practic această poză cu plastic este undeva pe un braț secundar. Și plasticul se mai întâlnește și în această zonă, din Albia Majoră. Deci e clar, este o zonă de acumulare plastic și este dovadă de poluare istorică. Deci plastic care stă aici, din cauza că nu a existat campanie de ecologizare în zonă, de mulți ani, în mediul natural. O altă imagine care ne oferă o poluare plastic pe diferite niveluri a apei, vedem aici un rând, pe diferite praguri a poluării plastic în Albia Cuieșdului. Cuieșdiul chiar mobilizează foarte mult plastic de-a lungul satului, este un sat bine populat de-a lungul râului Cuiești și care poluează orașul Piatra Neamț, prin zona Ocol, cartierul Dărmănești. Bineînțeles, pe lângă problema de macroplasticului, este că caracteristicile hidrogeomorfologice ale râurilor montane duce și la fragmentarea plasticului. Noi avem deficiențe încă în sistemul actual de management al deșeurilor, ceea ce duce la o cantitate foarte mare de plastic gestionat necorespunzător. Eliminat, necontrolat, pe afluenți în principal, iar debitele crescute le transportă în aval. Dar avem și o a doua problemă, cea a fragmentării plasticului. Practic, vedem imaginea din stânga, plasticul este fragmentat, el devine din bucăți din ce în ce mai mici, până ajunge la nivelul de microplastic, care e microplastic, bineînțeles, pot fi degradate și ulterior până la nivel de nanoplastic. Ei, deja microplasticul impun riscuri mai crescute, inclusiv pentru la nivel de vegetație, dar și la pentru un lanț trofic. Inclusiv, nu numai pentru mediile de apă dulce, cât și în sol, și așa mai departe. Deci, pe lângă macroplastic, mai avem și problema de microplastic și există o diferențiere între cursele din zona montană și cele din zonele de seș, unde rata de degradare este mai mare în zona montană, datorită condițiilor hidrogeomorfologice. Evident, campaniile de ecologizare indică și ele dovezi de poluare istorică în bazinul hidrografic Bistrița. Vedem că în anul 2022 s-au colectat 4,6 tone de deșeuri, din care 80% de tip PET.
iar în 2023 valoarea este de undeva de 3,7 tone. În 2022 s-a colectat foarte mult și de pe sediment, din cauza că nivelul apei era destul de scăzut, s-a putut intra în anumite zone care în anii trecuți erau acoperite de apă, de luci de apă. Și acum vreau să vă arăt un scurt filmuleț care ne arată, practic, poluarea cu plastic generată doar de 3 sate. Deci este situat în Crăcăoani, în comuna Crăcăoani, doar de 3 sate care sunt incluse în Parcul Natural Vânători. Vorbim despre Cracăul Negru, Magazia și Mitocul Bălan. Practic sunt cei doi afluenți, Cracăul Alb și Cracăul Negru, care formează râul Cracău. Și aici este un punct hidrologic și l-am vizitat și am avut surpriza să văd o cantitate destul de semnificativă de plastic generat în amonte și mobilizat doar de 3 sate. Bun. Ce vreau să demonstrez cu această filmare? Că poluarea plastică nu există doar pe lacul Izvorul Muntrii, sau este vorbim despre o poluare semnificativă chiar și în alte zone ale bazinului hidrografic Bistrița și observăm că chiar și 3 sate pot genera o cantitate semnificativă de plastic și poate fi mobilizat în aval. Cam aceasta a fost prezentarea mea, mai scurtă. Vă mulțumesc! În concluzie, sperăm să vorbim despre economie circulară în următorii 10 ani. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim și noi. Deci rămânem doar cu gândul că totuși plasticul cumva ne-a ușurat viața, dar pe de altă parte ne-a creat probleme deja de viitor mult mai durabile decât niște posibilități de minut, să zicem așa. Da. Cineva are o întrebări, are ceva de zis? Într-adevăr, rămâne doar să sperăm că o să fie bine. Atunci o să rog foarte mult următorii raportori. Deci este vorba despre domnul Vieru Dmitri să ne prezinte informația privind prevenirii dezastrelor pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, bună ziua! Mă numesc Dumitru Vieru, sunt șef adjunct a Direcției Generale Prevenție din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și mă voi strădui să vă prezint puțin partea practică a prevenirii riscului la dezastre. Inițial aș dori să spun faptul că sunt foarte bucuros. Deci dumneavoastră, dacă vedeți prezentarea, dacă este. Este prezentarea? Se vede? Da, da. Sunt foarte bucuros și onorat să prezint prezentarea asta, inclusiv Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are și măsurile de prevenire, iar aceasta este și o măsură de prevenire
pentru a face cunoștință cu mediul academic și mediul academic schimbul de experiență, care schimbul ăsta de experiență este parte componentă a măsurilor de prevenire. Deci tema este prevenirea dezastrelor pe teritoriul Republicii Moldova și o mică prezentare despre partea dezastrelor. Deci, inițial, inspectoratul este unica instituție din Republica Moldova care are dreptul exclusiv de efectuarea măsurilor de prevenire de acest a dezastrelor, numai că în legislația Republicii Moldova este scris situație excepțională. De aceea, pe tot parcursul textului, dumneavoastră veți vedea permanent situație excepțională, situație excepțională. Dreptul ăsta e exclusiv, îl prevede legea Inspectoratului General pentru situații de urgență, legea numărul 267 privind apărarea împotriva incendiilor, legea numărul 271 cu privire la protecția civilă, hotărârea Guvernului 137 și hotărârea Guvernului 1076 cu privire la clasificarea situațiilor excepționale. Este, este cadrul normativ de bază care ne oferă dreptul de efectuarea măsurilor de prevenire. Inițial, v-aș dori să fac o așa o incursiune cu structura inspectoratului și anumit cu roșu în prezentare este indicat acel domeniu de prevenire, acele direcții din aparatul central care se ocupă cu prevenirea în Republica Moldova a dezastrelor și, după cum vedeți, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are trei adjuncți, dintre care un adjunct este curator nemijlocit pe domeniul de prevenire, iar Direcția Generală Prevenție, în care sunt șeful adjunct acestei direcții, se ocupă de prevenirea dezastrelor sau situațiilor excepționale. Domeniile de bază. Avem Direcția Protecție Radioactiv-Chimică și Medico-Biologică, care se ocupă cu prevenirea în domeniul cibernetic. Avem Secția Protecție Inginerească, care se ocupă de riscurile naturale. Secția Control al Stațiilor de Salvare și Atestare, Scafandrieri, se ocupă de prevenirea necurilor și pregătirea populației în domeniul de salvare pe apă. Laboratorul experimental este ca parte componentă a restabilirii și examinării cauzelor care au produs declanșarea dezastrelor. Secția apărare împotriva incendiilor este această secție care se ocupă de prevenirea riscurilor în domeniul incendiilor. Direcția de prevenire a riscurilor se ocupă cu elaborarea scenariilor de reducere a riscurilor, iar Direcția reglementării securității la incendiu, în mare parte, se ocupă cu activitatea de interacțiune cu autoritatea publică centrală pe domeniul de prevenire și elaborarea normelor care ar permite reducerea acestor riscuri. Abordarea conceptului de prevenire, per ansamblu, pe teritoriul Republicii Moldova, tinde a fi, cum este indicat în desenul dat, în schema dată, în figura dată. Deci, la 28 septembrie 2023, Republica Moldova a aderat la mecanismul protecției civile a Uniunii Europene, care prevede acest concept de reducere a riscurilor și este un ciclu închis. În anul 2019 a fost efectuată reforma în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care a și creat Direcția Generală Prevenire, care se ocupă cu prevenirea. Până la inițierea reformei, în cadrul Inspectoratului era o secție care se ocupa cu supravegherea de stat și anumit prin supravegherea de stat implementarea diferitor amenzi. Adică era mai mult așa prin constrângere. Supravegherea de stat este exclusă din cadrul inspectoratului și trecem conform conceptului Uniunii Europene prin prima prevenire a riscului de producere a situației excepționale și însuși managementul a riscurilor. Deci aici merge activitatea cu autoritățile publice centrale mai mult și cu autoritățile publice locale. A doua componentă este pregătirea populației la care avem o sumedenie de activități și pregătim autoritățile publice centrale, autoritățile publice locale și formațiunile protecției civile ce și cum trebuie să
facă în caz de declanșare a situației excepționale. Este ca parte de prevenire. Totodată este răspunsul. Răspunsul deja dacă s-a declanșat situația excepțională și restabilirea, care se împarte în trei compartimente mari, timpurie, medie și de lungă durată. După care, lecțiile învățate și trecem la prevenirea riscului. La moment avem ca parte componentă foarte bine structurată și pusă la punct pregătirea populației. Deci, cei ce ține de prevenirea riscului de producere și managementul riscului, suntem la etapa de elaborare a actelor normative care vor fi racordate conform mecanismului și conform Uniunii Europene. Deci, vă prezint o analiză statistică a situațiilor excepționale pe teritoriul Republicii Moldova și avem două grafice. Primul grafic, noi avem distribuirea situațiilor excepționale și observăm că periodic avem anumite perioade în care avem creșteri sau descreșteri de producere a situațiilor excepționale. Paguba totală pe ultimii 10 ani de zile, noi o avem de 5.885.872.700 lei. Indiferent de creșterile și scăderile care noi le observăm pe grafic în cadrul analizei, noi stabilim o creștere în continuu a pierderilor care se petrec în urma acestor situații excepționale. În așa mod, reieșind din faptul că analiza riscului de producere a situației excepționale este ca prima parte și ca partea de bază a conceptului de prevenire, cam în felul următor sunt analizate riscurile. Avem trei domenii mari, trei domenii, riscul tehnogen, riscul natural și riscul biologic-social. Din cel tehnogen sunt incendiile, accidentele chimice, accidentele radiologice nucleare, cel natural sunt cutremurile, inundații, alunecările de teren, biologicul social, necuri epizootic și epifitotiile care sunt. Deci, dacă să facem o comparație de modelul care a fost aprobat acum, deci metoda statistică de calcul, și facem așa un paralelism între cadrul Sendai. În cadrul Sendai avem un deces, adică nu se permite, este acceptabil un deces la 100.000. În cazul nostru, noi avem un deces la 1.000.000 de persoane. Cam este schema de analiză totală, ca într-un final să vă arătăm spre concluzii care este impactul și care este analiza impactului însuși a dezastrelor pe teritoriul Republicii Moldova. O mică prezentare despre analiza incendiilor pe 5 ani. Avem în mediu 1630 ceva de incendii anuale, 66% sunt în mediul rural, după care avem persoane decedate cu păreri de rău în mediu circa 120-125 de persoane anual. Toate incendiile se petrec în sectorul locativ, în mare bază, ceea ce a impus pe noi în cadrul direcției să ne punem întrebarea care este problema și să studiem, să analizăm un profil a riscului pentru a putea face măsurile de prevenire mai eficient. În așa mod, noi am stabilit, dacă în baza analizelor efectuate, că imprudența în timpul fumatului și nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, a persoanelor în stare de ebrietate alcoolică și vârsta lor de la 61 până la 80 de ani și de la 40 de ani până la de la 41 la 60 de ani este profilul persoanei care necesită a fi prevenit, instruit, efectuând măsurile de prevenire. După stabilirea acestui profil de risc, s-au început măsurile de prevenire a acestui compartiment.
Nu în ultimul rând arderea vegetației uscate. Arderea vegetației uscate odată cu schimbarea climii pe teritoriul Republicii Moldova s-a observat fără precedent intervenții mari de ardere vegetației uscate. Într-așa mod ca în scopul de efectuarea măsurilor de prevenire s-au făcut ca anumite ședințe cu consiliile locale, au fost sesizate inspectoratul pentru protecția mediului și întocmite diferite materiale pentru ca aceștia să revizuiască măsurile, revizuie măsurile lor de prevenire. Totodată au fost întocmite un șir de demersuri autorităților publice locale care, datorită faptului că au și sunt în calitate de organ constatator, au putut pune careva procese verbale, careva amenzi, iar analiza noastră a stabilit că toate măsurile acestea în mediu sunt între 12 și 8 sau 8,35% randamentului. Adică este un randament foarte scăzut, care ar putea să, prin intermediul măsurilor date, ca noi să reducem riscul de ardere a vegetației. Următorul pas în cadrul proiectelor au fost elaborate trei hărți. Harta digitală a pericolului, hazardului, așa cum este în literatura de specialitate a Uniunii Europene, a Republicii Moldova, harta digitală a intensității de ardere a vegetației în caz de necesitate pentru a putea elabora scenariile de risc pe viitor și harta digitală a impactului uman în urma arderii vegetației, în dependență de localitățile rurale, în dependență de persoanele unde locuiesc, a fost elaborată și harta de impactului asta. Deci cu culoarea roșie, evident că acolo sunt cele mai mari riscuri care pot fi stabilite în caz de declanșarea unei situații excepționale de ardere a vegetației. Următoarea etapă este analiza riscurilor la inundații pe râurile Prut și Nistru. Au fost stabilite zonele cu risc sporit care pot produce inundații în anumitor așezări, unde sunt oameni, adică mai mult s-a pus accentul pe așezări, și în baza debitelor care au fost analizate, s-au făcut niște analize statistice și stabilit zonele în care este necesar de lucrat cu populația locală pe domeniul de prevenire. Cu tremurul cunoaștem cu toții că este foarte practic, nu sunt metode de analiză care noi putem să stabilim, uite, așa sau așa, când să prognozăm timp, cumva când se va întâmpla cu tremurul. Dar în baza colaborării noastre cu organizațiile științifice din Republica Moldova, au fost stabilite anumite zone care, în caz de cutremur, vor putea avea un impact major pentru cetățenii Republicii Moldova. Și aceste zone sunt indicate în zona orașului Cahul, în zona orașului Leova, în zona municipiului Chișinău, și mai nou, formarea unui nou focar în zona regiunii din nord a Republicii Moldova, în regiunea Iedinț-Briceni. Așa, următorul risc este analiza riscului social-biologic. De comun cu Agenția Națională s-a elaborat o hartă preventivă a unor zone periculoase, care nu atât periculoase cât zone în care probabilitatea de apariție a riscului social-biologic a pestii porcine africane sau altor boli cu caracter biologic ar putea fi răspândite. Aici întrebarea apare pentru că transmiterea acestor boli pe calea aeriană acoperă toată Republica Moldova, iar zona râului Prut, de regulă lunga râului Prut, este cea mai afectată, este cea mai problematică.
Răspândirea, animalele nu își cunosc, n-au hotare, răspândirea este una liberă, dar reieșind din faptul existența a mai multor ferme, anumitor animale, păsări care sunt înregistrate în cadrul statisticii, a fost elaborată harta cu riscurile, cu risc social biologic sporit. Studiul necurilor, de asemenea, pe perioade îndelungate, ne indică o diminuare a creșterii și aici, de asemenea, a fost făcută analiza profilului riscului, de unde a fost stabilit perioada în care necesită a fi efectuate careva măsuri de prevenire. Și, așa ca un exemplu, copiii în vârstă de la 14 la 18 ani, mai bine spus adolescenții, nimeresc în zona cu risc din NEC între orele de 11 până la orele 14 în perioada de luni până vineri. Adică când părinții pleacă de acasă, la lucru, ăștia rămân nesupravegheați și nimeresc în zona cu risc. Reieșind din asta, au fost corectate măsurile noastre de prevenire și au fost grupele și efectivul din teritoriu au lucrat în orele astea de, cu risc, cu pericol de risc. O altă componentă noi am stabilit că bărbații în vârsta dintre 31 și 45 de ani, în stare de ebrietate, în perioada de vineri, sâmbătă, duminică, între orele 16 și 19 sunt predispuși în necul. De asemenea, au fost reconfigurate măsurile de prevenire și au fost efectuate alte metode de instruire a populației. Asta au avut un efect pozitiv. De exemplu, în cazul ăsta, noi am avut o reducere în 3 ani de zile de la pe perioada de vară, în jur de la 90 de persoane necate la 40 persoane necate. Ulterior, analiza activităților de prevenire în perioada 2021-2022, deci din casă în casă, companii de informare și mai nou, au fost implementate tehnici cu metode social media, prin implicarea diferitor procedee de informare prin intermediul canalelor care există acum moderne, numit mass media electronică, dar și metoda clasică pentru a putea atinge scopul și toate categoriile de vârstă, tinerii prin intermediul TikTok, care sunt acum, alte categorii prin intermediul Facebook-ului, Instagram-ului și așa mai departe, o parte a categoriilor de persoane prin intermediul YouTube, prin formarea diferitor programe interesante, instructive. Pentru cei fără lipsă de internet, cu diferite, care nu au timp, sunt deprinși cu ziarul, prin ziar televiziune și au fost elaborate și pliante pentru a putea, în metoda clasică, fi distribuite. Cam în mediu, pe teritoriul Republicii Moldova, sunt instruite în jur de 500.000 de persoane copii. Din 2.600.000 care sunt conform statisticii, 500.000 sunt informate și instruite. Așa, totodată harta riscurilor totale și analiza de impact. Vă prezint în slide-ul dat metoda de analiză și anumit P-raioane, în baza cărora se efectuează anumite măsuri de prevenire. Spre exemplu, cei ce cu verde sunt raioanele în care riscurile suprapuse nu sunt atât de proeminente, nu sunt atât de accentuate,
și probabilitatea lor de a trece, de a trece din riscuri în pericole este destul de diminuată. Acolo sunt anumite categorii de dezastre care se pot declanșa și se lucrează pe cele categorii de dezastre. Totodată noi observăm zona de sud, deci restul Republicii Moldova practic este galben, zona de sud, care este o zonă mai supusă, probabilitatea de apariție a riscului este destul de mare și asta este legat și de lunga râului Prut și de lacurile și iazurile care sunt în această zonă și de zona de stepă unde se petrec incendiile de vegetație mai des și de apropiere mai aproape de Vrancea, de Focarul din Vrancea. Reișind din toate momentele date, au fost efectuate o suprapunere a riscurilor și în baza suprapunerilor am primit raioanele necesare. Deja avem un an de zile, lucrăm cu autoritățile publice locale și centrale privind elaborarea unor planuri de reducere a riscurilor conform mecanismelor protecției civile și mai jos am indicat matricea pentru Republica Moldova, în care am stabilit că în dependență de impact avem un impact semnificativ, în dependență de frecvență avem o frecvență scăzută a tuturor dezastrelor care pot fi pe teritoriul Republicii Moldova. Vă mulțumesc pentru atenție, cam asta a fost prezentarea, puțin practică, prin implementarea cunoștințelor din domeniul academic care au fost livrate și inclusiv a noastră care au fost colectate. Da, vă mulțumim mult și noi. Sunt careva întrebări? Vreau să mulțumesc direcții dumneavoastră, inclusiv serviciului, că ne livrați și noi informații atunci când este vorba despre argumentarea cărorva hărți, deci noi utilizăm informații de la dumneavoastră și mulțumim de acele deplasări în teren care reduc cumva acele pagube care le așteptăm că să fie totuși într-o descreștere, până la moment evident totuși într-o creștere foarte continuă. Dacă nu avem doritor ca să pună ceva întrebări, o să rog mult grupul Pădurariu Vasile Bogdan, Pădurariu Cristina Andreea să se conecteze ca să raporteze, să ne aducă informația privind riscurile geomorfologice din bazinul superior a râului Răcătău. Sunteți prezenți? Atunci revenim. Rugăm mult domnul Paraschiv să conectat. Deci o să revenim. Atunci mergem pur și mai departe. Deci o să rog pe doamna dr. Sârbă Rodica să vocifieze informații privind urbanizarea și managementul dezastrelor. Mă rog mult. Bună ziua tuturor. Imediat încerc să partajez informația. Doresc să primesc confirmarea dacă prezentarea se vede. Bună ziua încă o dată, deci eu mă numesc Sârbă Rodica. Sunt conferențiar universitar, Universitatea Tehnică din Moldova. Ținând cont că primele prezentări au fost foarte științifice și foarte detaliate, ulterior am avut domnii din practică care aplică toate cunoștințele, mai departe prezentarea mea va fi mai mult un manifest, deoarece
ținând cont că astăzi este Ziua Internațională de Reducere a Dezastrelor, desigur că în această campanie ar trebui să fie implicați absolut toți. Studenți, populație, comunități, autorități publice locale, centrale și așa mai departe. Deci informația va fi mai mult, după cum am menționat, un manifest și tema este urbanizarea și managementul dezastrelor. Ca să fie mai organizat, deci mi-am propus astăzi totuși să discutăm despre terminologie, ce reprezintă un hazard, un risc, vulnerabilitate, dezastru. Detaliem puțin fenomenul de urbanizare în lume și în Republica Moldova și ulterior abordăm problema rezilienței și managementul dezastrelor urbane și careva concluzii personale. De asemenea, la aceste concluzii o să vă rog și pe dumneavoastră, eu știu, poate fiecare aveți careva, eu știu, informație pe care ați dori să o împărtășiți cu cei prezenți. Ca să vorbim despre teorie, ca și în multe domenii, cunoaștem că terminologia poate varia în dependență de organizația pe care o abordăm, comunitatea de oameni de știință și așa mai departe. Ce reprezintă un hazard? Cunoaștem că este posibilitatea de apariție într-o zonă și pe o perioadă determinată a unui fenomen ce poate genera distrugeri. Fie că reprezintă un hazard natural sau antropogen. Risc, deci este probabilitatea unor consecințe dăunătoare sau unor pierderi așteptate, decese, leziuni, distrugerea bunurilor, mijloacelor de existență, a mediului sau perturbarea activității economice care rezultă din interacțiunea dintre pericolele naturale și cele induse de om și vulnerabilitatea care este generată. Vulnerabilitate, cunoaștem că este extinderea până la care structura unei comunități, serviciile sau mediu pot fi distruse de impactul unui hazard. Și nemijlocit, ce reprezintă dezastru, termenul în jurul căruia astăzi și ne-am adunat, o perturbare serioasă a funcționării unei comunități sau unei societăți, ce cauzează pe scară largă pierderi umane, conform cred, materiale, economice sau cauzează un efect devastator asupra mediului și componentelor mediului înconjurător, ce depășesc, prin urmare, capacitățile comunității sau societății afectate de a face față acestuia. Aici aveți prescurtat cele relatate. Ce doresc eu să atragem atenția este această, dacă putem să spunem, schemă de distribuție a catastrofelor naturale care au avut loc în anul 2019. Exercițiul pe care aș dori să-l facem acum împreună este să suprapunem densitatea populației umane de pe Terra, a zonelor urbanizate cu acest strat. Da, deci unde avem strat geoinformațional, amplasarea acestor dezastre. Da? Cu siguranță că exercițiul ne-ar duce la ideea că, într-adevăr, cele mai multe fenomene se manifestă în zonele intens populate și cu densitate mare a populației umane. Dumneavoastră, posibil că acum m-ați corecta. Da? Deci, desigur că avem și fenomene și dezastre naturale, de care poate nimeni nu știe, dar dacă ar fi să ne aliniem cu obiectivele de dezvoltare durabilă, desigur că noi oamenii suntem așa foarte egoiști și ne gândim doar la noi, doar la siguranța noastră, că noi suntem vulnerabili. Mă rog, nu putem să facem dezvoltare durabilă undeva în taigă sau un deșert, pentru că acolo natura așa are regulile sale, ecosistemul singur cumva încearcă să facă față. Noi ne gândim la noi, da? Deci unde suntem noi este problemă că natura cumva încearcă să spună niște reguli. Ok. Mai departe, deci uh,
elementele de risc conform relațiilor dintre hazard, fenomene externe și elementele de risc. Desigur că, în primul rând, vor fi afectate populația umană, așezările, bunurile materiale, elementele de infrastructură, resurse ce asigură calitatea vieții, vorbim în primul rând de resursele strict necesare, strategice, da? Deci vorbim de aer, apă, sol, activitățile economice și, nu în ultimul rând, construcțiile. Ok, aceasta am repetat-o ca să nu mă opresc. Mesajul meu către toți cei care suntem prezenți este în aliniere cu Organizația Națiunilor Unite, care specifică că, indiferent dacă riscul de manifestare a dezastrului este luat sau nu în considerație în deciziile de investiții pentru dezvoltarea umană, urbană, care se iau la moment, acesta totuși va avea o influență decisivă asupra reducerii riscului de dezastre în viitor. Prin urmare, toate comunitățile, autoritățile trebuie să fie conștiente că dorim noi sau nu, ca urmare a, să zicem, tendințelor globale sau fenomenelor, cum ar fi schimbările climatice, poluarea, eu știu, dezastrele asociate schimbărilor climatice, modificărilor care au loc la nivelul planetei Pământ, oricum, dorim noi sau nu, vor duce la amplificarea și intensificarea dezastrelor. Pe diapozitiv este prezentată informația cu referire la datele privind producerea dezastrelor naturale și antropice în decursul anilor 2023 pentru Europa. De asemenea, este prezentat schematic cum putem să obținem această informație. Este specificată și perioada cronologică care a fost selectată. Ce observăm din această informație? Că dacă luăm riscuri în manifestarea dezastrelor hidrologice, putem spune că, în primul rând, avem inundații meteorologice în ultima perioadă de timp. În primul rând, vor fi temperaturile extreme, fie că avem valurile de căldură sau valurile de frig. Climatice, desigur că relaționate cu clima, în ultima perioadă de timp, cum s-a mai menționat, avem incendiile de vegetație, avem fenomenele extreme de secetă. De ordin geofizic, avem cutremurile de pământ, erupții vulcanice, de ordin biologic avem epidemii sau invazii și, mă rog, avem un caz când Rusia a căzut un meteorit, da, deci o singură situație de acest gen. Și dacă luăm antropice, desigur că avem diverse accidente legate de activitate economică sau industriale sau transport. Ca să revenim la țărișoara noastră mică, care, făcând aluzie la tematică, da, vorbim de urbanizare și dezastre, desigur că se aliniază în tendința aceasta globală de concentrare a populației în zonele urbane și nu doar a populației, odată ce avem populație, avem și activități economice, infrastructură, construcții. Și de asemenea, chiar dacă suntem o țară mică, impactul modificărilor de climă au consecințe asupra situației de facto. În tabelul de față sunt prezentate niște date în ceea ce privește anumite calamități care au avut loc pe teritoriul țării noastre,
în baza culegerii statistice, resursele naturale și mediul în Republica Moldova, oferit de Biroul Național de Statistică. Atenția dumneavoastră aș dori să fie asupra ultimului rând, deci ponderea din totalul pagubelor în procente. Tendința este de creștere, atât în procente cât și în suma, în bani, da? Deci pentru anii 2015-2019 și credeți-mă că și în anii, să zicem, ulterior, tendința este aceeași. Fenomenul de urbanizare, mă rog, nu este o noutate că toată lumea, suntem ființe sociale și dorim să locuim într-un mediu dinamic care se dezvoltă și care ne solicită să fim competitivi. Conform organizațiilor internaționale, cunoaștem că către anii 2050, practic, două treimi din populația lumii va fi concentrată în zonele urbane sau periurbane. Pe diapozitiv este prezentată o schemă oferită de Banca Mondială în care se prezintă numărul populației mondiale care locuiește în mediul rural și în mediul urban. Este o tendință vizibilă de concentrarea populației în mediul urban sau periurban. Același lucru se observă și în Republica Moldova, doar că în Republica Moldova avem puțin o caracteristică noastră specifică, da? Deci concentrarea are loc în polul de atracție Chișinău, cu în defavoarea multor orășele mici care, din păcate, și-au pierdut importanța la nivel local. În pofida politicii de dezvoltare regională Republica Moldova, oricum rămâne Chișinău să fie centru politic, economic, social, științific, educațional și așa mai departe. Pe diapozitiv este prezentat schematic evoluția gradului de urbanizare în Republica Moldova comparativ cu Europa de Est și ce putem noi specifica, după cum am menționat mai devreme, într-adevăr, în țărișoara noastră populația dorește să locuiască în oraș, dar mai mult dorește să locuiască în municipiul Chișinău, prin urmare, această tendință complică puțin lucrurile, în primul rând asigurarea acestei populații cu necesitățile de care are nevoie. Același lucru este specificat și în baza banca de date statistice oferită de Biroul Național de Statistică a Republicii Moldova, da, deci populația, numărul persoanelor ce locuiesc în mediul urban și rural pentru ultimii ani. Acum, referitor la procesul de urbanizare și riscul de producere a dezastrelor, este clar că, cum menționez eu studenților, dacă undeva în deșert se va produce un fenomen de risc, cu siguranță că el nu va fi dezastru, pentru că nu implică oameni, infrastructură, oprirea activității economice pentru o perioadă de timp și așa mai departe, solicitarea ajutorului extern. Odată ce vorbim de oraș, noi cunoaștem că în momentul ce avem o concentrare mare a populației, acestea devin din ce în ce mai expuse și creează noi modele de risc intens. În același timp, dezvoltarea urbană care nu este planificată, nu este gestionată, generează noi pericole și riscuri extinse. Din ce cauză? În primul rând că dezvoltarea urbană schimbă mediul sau în genere ecosistemul. Concentrarea tot mai mare a oamenilor și a bunurilor în zonele de risc ridicat, împreună cu marginalizarea populației sărace, o altă problemă care trebuie luată în calcul când vorbim despre dezastre.
Există numeroase caracteristici ale planificării și dezvoltării urbane actuale care conduc la vulnerabilitate, inclusiv faptul că riscul de dezastru este rareori luat în considerație în deciziile când se fac diferite investiții. Cu toții cunoaștem că urbanizarea oglindește în mare parte creșterea economică, cât de gestionat este acest proces, ne dăm seama din cât de dezvoltat este un anumit stat. Astfel încât dezvoltarea urbană rapidă contribuie la concentrarea oamenilor și bunurilor în locații periculoase, după cum am menționat. În 2015, Forumul Economic Mondial a identificat eșecurile de planificare urbană ca un factor de risc distinct. Despre reziliență și management, desigur că colegul, vorbitorul anterior a specificat mai multe modalități de a face față și a gestiona un risc sau un dezastru. Cu siguranță că pregătirea este importantă, dar da, deci trebuie să vorbim și la nivel teoretic. Deci, managementul dezastrelor este un proces ciclic, după cum s-a mai specificat. Sfârșitul unei faze este începutul altuia, de altfel, o fază a ciclului nu trebuie să fie în mod necesar, complet, îndeplinită, că următoarea fază să se producă. Pe diapozitiv, dumneavoastră, puteți observa ciclul de management al dezastrelor, este o preluare, după cum se vede, da? Deci vorbim de pregătire, răspuns, refacere, reducerea efectelor și din nou trebuie să fim pregătiți. După cum am specificat la începutul prezentării, reziliența este ceva necesar pentru că aceste modificări care au loc oricum se întâmplă, prin urmare nu avem de ales. Reducerea efectelor negative a dezastrelor se împart în două categorii. Avem activitățile de reducere a efectelor negative structurale, proiecte de construcție care reduc impactul economic și social și, desigur, că activitățile de reducere a efectelor negative non-structurale, politicile și practicile care vor crește avertizarea despre hazarduri sau vor încuraja dezvoltarea pentru a reduce impactul dezastrelor. Conform raportului de dezvoltare, reducerea efectelor negative include, în primul rând, revizuirea codurilor de construcție a clădirilor, analize de vulnerabilitate pe care trebuie obligatoriu să le facem, zonarea și managementul folosirii terenurilor, planificarea, revizuirea reglementărilor de construcție a clădirilor și a codurilor de siguranță, implementarea măsurilor de preventive de sănătate. Reducerea efectelor negative poate de asemenea să implice măsurilor de educație a publicului asupra unor măsuri simple prin care se pot reduce pierderile sau eventual rănirile. Două aspecte ale reducerii efectelor negative includ identificarea hazardurilor și analiza vulnerabilității și variatele strategii de reducere a efectelor negative sau anumite măsuri. În dependență de domeniu, desigur că fiecare instituție abilitată are obligația de a elabora aceste strategii, pentru că cunoaștem fiecare sector al economiei naționale este afectat de efectele producerii unor dezastre. Am depășit timpul? Reducerea efectelor negative și infrastructura, investițiile în infrastructura de management a dezastrelor sunt reprezentate de următoarele două categorii. Avem investiții în infrastructura de sprijin a dezvoltării sustenabile socioeconomice, un aspect destul de important, pentru că noi cunoaștem că sărăcia reprezintă o vulnerabilitate în fața la orice, inclusiv în fața dezastrelor, este important să avem investiții în dezvoltare economică, socioeconomică sustenabilă. Și investiții în infrastructura de reconstrucție și refacere.
Dacă să vorbim de anumite măsuri de pregătire, vorbim de planurile de pregătire, exerciții de urgență, sisteme de alarme, sisteme de comunicare de urgență, planuri de evacuare, inventarele de resurse, personalul de urgență, liste de contact, înțelegerile de ajutor mutual, eventual în cazul unui dezastru, informațiile publice, educația este pe primul loc. Educația publicului larg, în general. Pe diapozitiv este prezentată o schemă, este preluată, sursa este prezentată, deci, după cum am menționat, vorbim despre pregătire pentru reziliență, identificarea, înțelegerea și întrebuințarea scenariilor de risc curente și viitoare, deoarece nouă ne place să știm ce va fi în viitor, cu siguranță că putem elabora mai bine planuri pentru viitor decât ceea ce avem în prezent. Consolidarea capacității financiare pentru reziliență, urmărirea dezvoltării urbane reziliente, salvgardarea pentru a spori funcțiile de protecție oferite de ecosistemele naturale, consolidarea capacității instituționale pentru reziliență, înțelegerea și consolidarea capacității sociale pentru reziliență, creșterea rezilienței infrastructurii, asigurarea răspunsului eficient la dezastru și accelerarea recuperării și reconstruirii de o calitate mult mai bună față de ceea ce avem în prezent. Vorbim aici de guvernanță corporativă urbană, planificare integrată și planificarea răspunsului. Deoarece s-a mai menționat despre cadrul de la Sendai pentru anii 2015-2030, conform acestui cadru, reziliența este definită ca capacitatea unui sistem, comunități sau societăți expuse la pericole de a rezista, a absorbi, a se acomoda la noile realități, a se adapta, transforma și a se recupera pe urma efectelor unui dezastru în timp util și eficient, inclusiv prin păstrarea și restabilirea structurilor și funcțiilor esențiale de bază prin gestionarea riscurilor care sunt. Mă rog, iarăși o referire a cadrului de la Sendai, deci recomandările Comitetului European al Regiunilor sublinează că reziliența la dezastre reprezintă unul din aspectele fundamentale a dezvoltării durabile, făcând aluzie și la obiectivele de dezvoltare, în care practic se integrează orice aspect. Observă că numărul deceselor este mai mare în țările în curs de dezvoltare, iar daunele economice, desigur că vor fi în țările dezvoltate. Se sublinează că este mai eficient din punct de vedere al costurilor să se construiască o infrastructură rezilientă la dezastre decât să se modernizeze ulterior structurile nesigure. Și Biroul Organizației Națiunilor Unite pentru reducerea riscurilor la dezastre estimează că raportul costuri-beneficii este de 1:4. Este mai rațional să investim în structuri rezistente decât, eu știu, pierderile pe care le vom avea. Câteva abordări pentru reducerea și gestionarea riscului de dezastre. În dezvoltarea urbană avem investiții și reglementări publice. Reglementările mereu sunt esențiale pentru a gestiona o situație. Dezvoltarea rezistenței infrastructurii. Furnizarea adecvată a serviciilor. De exemplu, furnizarea și întreținerea sistemelor de energie electrică, alimentare cu apă. Transferul de risc este, de exemplu, o schemă de asigurare subvenționată, încrucișată, în care oferă gospodăriilor sărace o acoperire de asigurare în caz de catastrofe. Guvernarea eficientă a riscurilor, de exemplu, integrarea reducerii riscului de dezastre în reglementările orașului, făcându-l o parte integrantă a dezvoltării locale. Și că vorbim atât de mult despre dezvoltare durabilă și obiectivele de dezvoltare durabilă, putem specifica că dezvoltarea urbană durabilă are tangență cu reducerea sărăciei, în primul rând, asta am menționat, cred că, de mai multe ori,
De asemenea, reducerea inegalităților și disparităților regionale. În același timp, pilon important, vorbim de mediu, managementul mediului și adaptarea la schimbările climatice. Deci, dacă să vorbim despre oameni, principalele resurse, da, suntem cei mai importanți pe acest pământ, de asta și vorbim de dezastre care ne deranjează și ne afectează. Deci este abilitatea oamenilor, gospodăriilor, comunității, orașelor, instituții, societății să prevină, să reziste, să absorbă și să adapteze, să răspundă și să recupereze pozitiv, eficient și atunci când se confruntă cu anumite riscuri. Dacă să vorbim despre planetă, capacitatea socială, economică și sisteme de mediu pentru a face față unui eveniment de risc sau tendința de perturbare, răspuns sau reorganizându-se în mod în care să-și mențină funcțiile esențiale în timp ce menținerea capacității de adaptare, învățare și transformare. Această definiție a fost preluată din IPCC și dacă să vorbim de a treia componentă importantă a obiectivelor dezvoltare durabilă, vorbim despre prosperitate, reziliența economică are două componente, vorbim de reziliența instantanee, care este capacitatea de a limita amploarea producției imediate de pierderi pentru anumită sumă de pierderi. De active și reziliență dinamică, care este capacitatea de a reconstrui sau de a se recupera conform Băncii Mondiale. Această informație a fost preluată din raportul global din anul 2023. Ca concluzii, după cum am menționat la început, acest manifest este concluzionat în baza părerilor mele subiective. Într-un final aș dori și dumneavoastră, poate aveți anumite comentarii. Eu pot specifica că comunitățile urbane sunt cele mai expuse la dezastre, ca urmare a concentrării unui număr mare de oameni și elemente de infrastructură. Sărăcia și inegalitatea, după cum am specificat, dintre regiuni, inclusiv în cadrul zonei urbane, sunt cauze și consecințe ale creșterii riscului de dezastre. Dezastrele afectează de asemenea în mod disproporționat persoanele cele mai sărace și cele mai expuse riscului, agravând astfel și mai tare fenomenul de inegalitate. Conform tuturor datelor, avem anul 2030, mai grav avem 2050, oricum prognozele sunt destul de sumbre. Deci prognozele climatice, lumea se va confrunta cu aproximativ 560 de dezastre în fiecare an. Sunt necesare investiții mai mari în colectare și utilizarea datelor dezagregate, atât pentru a înțelege mai bine efectele și expunerea disproporționată la dezastre, cât și pentru a informa planurile de consolidare a rezilienței care trebuiesc elaborate. Eu vă mulțumesc pentru atenție și deschidem discuțiile la raportul respectiv. Vă mulțumesc mult! Îmi permiteți? Desigur! Da, vă mulțumesc. Am fost foarte atentă și la prezentarea dumneavoastră și la cea anterioară a domnului Vieru Dmitri și aș avea o curiozitate, dacă îmi permiteți, și sunt convinsă că prin cunoștințele noastre, cunoașterea noastră, sunteți în măsură să o faceți. În definirea aceasta, în inventarul tipurilor de situații excepționale, în cazul domnului Vieru, nu? În strategia națională de intervenție pentru situații de urgență și respectiv în cazul prezentării, acum ultima prezentare care a fost făcută cu privire specială asupra zonelor urbane, nu sunt incluse deloc sau valurile de căldură și de frig.
Ori valurile de căldură și de frig, sigur, ele nu reprezintă niște fenomene de dezastru în sine sau care să necesite o intervenție specializată în mod necesar, dar dată fiind efectul lor asupra sănătății umane, asupra comunităților umane, mai ales în cazul valurilor de căldură asupra comunităților urbane și invers în cazul valurilor de frig asupra comunităților rurale, uneori se impune o anumită intervenție specializată. Și atunci, în această situație, aș avea următoarea curiozitate. Cine intervine în astfel de situații, dacă apar în cazul unor valuri foarte puternice de căldură sau de frig și sunt considerate aceste fenomene de risc niște situații excepționale care să presupună intervenția IGSU sau sunt niște fenomene la care presupun intervenția altor factori de intervenție, nu știu. Iar în privința celei de-a doua comunicări, în ce măsură aș întreba, în ce măsură aceste situații, fenomene de risc, sunt luate în considerare în abordarea generală a modului în care comunitățile trebuie să manifeste sau să se pregătească, să fie reziliente și să-și adopte strategiile optime de protecție împotriva acestor fenomene. Mulțumesc. Scurt, deci... Cred că eu o să răspund primul la întrebarea dumneavoastră. Deci, ceea ce ține de valorile de frig și de căldură. Noi avem hotărârea Guvernului 1076, care prevede clar când și cât timp trebuie să fie valul de căldură sau valul de frig pentru ca să fie declanșată situația excepțională. Deci, sunt prevăzute niște praguri valorice clare în normativele care impun intervenția noastră. Perfect. În continuare, adică cine intervine? Autoritatea publică locală, în dependență de, dacă avem 3 zile, temperatura mai mult de 27 de grade de căldură, presupunem deja la a doua, a treia zi, este clar că la noi din risc s-a transformat în pericol și din pericol se transformă în situație excepțională. Într-așa mod, autoritatea publică locală sau în zona unde se stabilește valul ăsta de temperatură, strânge comisia pentru situații excepționale. Autoritatea publică locală ia decizia privind amplasarea corturilor, dotarea cu apă, informarea populației și deja merge cu măsurile necesare de prevenire deja a situației excepționale și nu lucruri reducerea riscului. Da? Cam asta este. Asta este așa, o procedură scurtă ca să nu intrăm... Și foarte logică și foarte eficientă. Da. Da, mulțumesc. Și în zonele urbane există o abordare specifică sau mai specifică? Însuși de procedură, e fix așa. Dacă întrebăm de procedură, ceea ce ține de partea asta, de cum ați spus dumneavoastră, dacă crește temperatura sau scade temperatura. Sunt în evaluarea impactului pe care unele din aceste fenomene de risc le au asupra populației, se iau în considerare nu numai factorii naturale, adică praguri valorice de temperaturi, ci și factori de natură legate de statutul socioeconomic al locuitorilor, de starea lor de sănătate, de gradul de locuire, mă rog, un cumul întreg de factori care exprimă gradul de vulnerabilitate al acestora. Și de asta o întrebam pe doamna conferențiar, dacă se în evaluarea rezilienței și populației se iau în considerare astfel de elemente. Tocmai doream să specific că valurile de căldură, inclusiv și valurile de frig, sunt într-adevăr, fenomene de risc în Republica Moldova, cu precădere, dacă să luăm ultimii ani, într-adevăr, avem valuri de căldură în fiecare an. Cum ați specificat și dumneavoastră, este foarte dificil să zicem că, de exemplu, un anumit deces anume din cauza valului de căldură. Da, corect.
Corect. Poate că în decursul... Atribuirea directă a acestei cauze e dificilă, într-adevăr. Toate că în decursul acestor perioade cunoaștem că suntem informați la știri în fiecare zi, că într-adevăr numărul de decese a crescut, dar, mă rog, cauza principală, mă rog, a fost cu totul alta. Din punct de vedere științific, în ultimii ani, o atenție foarte mare se este dată insulelor de căldură, care sunt generate... Urbană, da. Așteptăm colegii care cercetează tema respectivă să vină cu mai multe date statistice, pentru că eu personal nu am avut sursă de dată liberă și deschisă ca să pot să prezint anumită informație. Dacă mai sunt colegii, iată, climatologii sunt în sală, poate dumnealor au mai multă informație. Da, vă mulțumesc. Dumnealor zic că o să fie în scurt timp informația respectivă. Am înțeles. Am înțeles, vă mulțumesc foarte mult. M-am clarificat. Mulțumesc. Eu aș dori să adaug, fiindcă este vorba despre reziliență, despre care s-a discutat, da, și anumiți indicatori care trebuie luați în calcul. Atunci, la moment, a fost elaborată metodologie de evaluare a riscului, care va fi aprobată pentru toate autoritățile publice centrale și fiecare autoritate publică centrală, în dependență de riscul gestionat, își va analiza riscul, va elabora planurile de reducere a riscului și inclusiv, de exemplu, Ministerul Sănătății poartă responsabilitate pentru valurile de căldură și așa mai departe, ei vor lua în calcul, în dependență de populația, tipul populației, unde cum locuiește, zonele necesare și așa mai departe, vor elabora scenariile, pentru că scenariile în caz de producere situații excepționale, în dependență de zona roșie, galbenă, verde și așa mai departe, tot asta este prevăzut în noua metodologie de evaluare și în conceptul de prevenire a situațiilor de urgență care va fi aprobat în viitorul apropiat. Totodată, ceea ce a fost prezentat de mediul academic este deja prevăzut și în programa națională de reducere a, reducere a riscului la dezastre. El o leacă altfel se numește, hotărârea 846. Deci toate momentele date sunt prevăzute, numai necesită a fi elaborate până în anul 2025 și aplicate la nivel de guvernamental. Asta așa o remarcă. Deci asta înseamnă o autonomizare mult mai mare a factorilor de intervenție și acțiunilor de intervenție în planul general de management al situațiilor de urgență, ceea ce este perfect. Cu toții ne dorim asta. Mulțumesc foarte mult! Cu îngăduința dumneavoastră, aș vrea să pun și eu o întrebare domnului Veriu. La nivel național există o structură de management al situațiilor de urgență? Da, la nivel național există o structură de management a situațiilor de urgență, este Comisia pentru Situații Excepționale, deci care la nivel guvernamental, deci ia decizii în caz de situații de urgență. Da, pentru că această comisie bănuiesc că gestionează și alte tipuri de dezastre. Exemplu, dezastrele, accidentele majore produse la magistrale de transport, energie electrică sau gaze, care poate să afecteze la nivel strategic statul. Accidente majore la rețelele de comunicații și informatică. Și alte genuri de dezastre care nu au fost menționate în această prezentare a dumneavoastră, bănuiesc că nu face obiectul activității GSU-ului. Da, comisia e decizii. Noi, hotărârea guvernului 1076, acolo în jur la 100 de riscuri. Eu, pur și simplu, așa, fugitiv am arătat riscurile de bază. N-am intrat în esența riscurilor ingineriești, n-am vorbit nimic, practic, despre riscurile militare existente, care protecția populației, reziliența și așa mai departe. Și este, de asemenea, o parte a secții protecției inginerești care poartă anumite responsabilități pentru anumite... Protecția de postire și așa mai departe. Da, 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 asta. Alarmarea populației. Exact. Și așa mai departe. Deci,
ASTEC. Iar la cele riscurile biologice, dezastre biologice, din punctul meu de vedere, ar trebui privit prin prisma epidemiilor, epizootiilor și zoonozelor. Sunt trei chestiuni distincte. Da, așa și este. Așa da, și mulțumesc, este. Atunci îmi cer scuze. Da, mulțumim mult. Spre final văd că interesul este tot mai crescut și problemele sunt mai strigente, deci ne ating tot mai des pe noi, personal. Dar continuăm. Deci eu o să vă rog încă o dată să confirmați dacă a reușit să se conecteze domnul profesor Paraschiv Iorel cu echipa. Sau echipa formată din profesorul pădurariu Vasile și pădurariu Cristina. O să revin atunci încă pe parcurs. Și o să rog atunci colegii, deci eu era cazul să raportez, dar o să deci rezervez dreptul să fac o concluzie mai finală și o să ofer deci dreptul de a se expune doamnei doctorand Botnar Aliona, care ne va deci duce de la acele riscuri deci de căldură care vorbeam la riscuri deci legate de anotimpul rece și anume fenomene climatice de risc din perioada de îngheț posibil. Vă rog. Da, deci la noi e ceva probleme cu iarăși cu conectarea. Deci la noi probleme iarăși tehnice. Dar sperăm că problema, cu toate că vorbim despre dezastre, vorbim despre ceva care ne afectează, este și cazul ca să ne unească, ca pentru viitor să acționăm cu un front comun, cu efort comun, să facem față la tot ceea ce produce perturbări binelui nostru. Deci, cum am menționat antevorbitoare, că totuși noi suntem cei care ne vizează și cei care ne avem de suferit. Da, deci am clarificat problemele, vă rog. Domnul partajare ecranul plicut. Da. Bună ziua. Sunt Botnar Aliona, doctorand. Aș vrea să am încercat să fac o prezentare privind fenomenele climatice de risc din perioada cu îngheț posibil. De ce această de ce am denumit așa prezentarea? De fapt, ar fi fenomenele climatice de risc din perioada rece. Însă pentru a mări puțin această perioadă și a include și tema mea de studiu la doctorat, înghețurile periculoase, am denumit-o în felul următor. Da, de ce am numit-o? Nu se... Nu se... Asta
Așa cum știm, toate procesele care se petrec pe planeta noastră sunt influențate de condițiile climatice, care pot avea, care sunt condiții atât care pot fi uneori și factori limitativi pentru aceste procese. Poziția fizico-geografică a Republicii Moldova, prin specificul reliefului, particularitățile suprafețe subiacente, condiționează regimul de climă și, în general, în perioada rece anului, în special. Lipsa lanțurilor montane latitudinal orientate asigură advecția maselor de aer reci din regiunile nordice, fapt ce contribuie la scăderea bruscă a temperaturii, mai ales în perioada rece anului. Principala caracteristică a perioadei reci o constituie coborârea temperaturii sub 0 grade Celsius și poate varia pentru teritoriul Republicii Moldova de la minus 23, minus 28 grade până la plus 16 grade. Dacă e să vorbim despre intervalul cu îngheț, l-am definit ca un interval cuprins între data medie de producere a înghețului toamna și data medie de dispariție acestuia primăvara. Așa cum am spus la început, este ușor mai mare decât perioada rece a anului, deoarece temperaturile sub 0 grade sunt caracteristice în principal iernii. Aceste riscuri le putem numi a sezonului de iarnă, deoarece ele au în comun temperatură scăzută. Printre acestea putem să enumerăm înghețul, gerul, depunerile de gheață care sunt bruma, chiciura, poleiul, ceața, viscolul. Să încep cu înghețurile periculoase. Așa cum cunoaștem, săptămâna aceasta avem un debut în forță a sezonului cu îngheț, așa că putem să spunem că deja am intrat în perioada în care înghețul este posibil. Lipsa precipitațiilor din această perioadă și solul uscat au contribuit la răcirea accentuată noaptea în condițiile radiative ale nopții. Astfel am avut înghețuri radiative când temperatura a coborât până la minus 3 grade, a fost înregistrată la stația meteorologică Bălțată și stația meteorologică Codri. Cu toate acestea, în arealele mai înalte ale orașului, în condițiile existente de inversiune, primul îngheț din această toamnă încă nu s-a produs. Pe acest slide avem imagini care ne demonstrează apariția și manifestarea primului îngheț din acest an. Un coleg de-al nostru ne-a pus la dispoziție aceste imagini, el uitând să închidă sistema de udare, irigare, da, astfel când s-a trezit dimineața, a găsit așa peisaj în grădina personală. O dovadă clară că acest îngheț s-a produs. Alte fenomene
care se abat asupra teritoriului nostru în perioada rece anului sunt valurile de frig, valurile de aer geroase și uscate, care sunt un rezultat al deplasării maselor de aer impuse de poziția centrelor barice. Acestea introduc mari abateri perturbații de la regimul normal, reprezentând variații neperiodice ale climei, a căror intensitate se amplifică sau se diminuează în dependență de suprafața subiacentă, în special în zonele cu relief depresionar. Acestea reprezintă de obicei niște singularități termice care sunt cauzate de valurile de frig, transportate de către aerul polar, mai ales aerul arctic continental dinspre Groenlanda sau de pe continentul euroasiatic. Astfel, predominarea timpului anticiclonic favorizează răcirile radiative. Dacă e să facem o mică retrospectivă, cea mai mare răcire a avut loc în anul 1963, care s-a înregistrat la stația meteorologică Bălți și a constituit -35.4°C. Aceasta se explică prin forma depresionară a câmpiei Moldovei de Nord, care a favorizat pătrunderea aerului rece pe un timp mai îndelungat. La fel și la stația meteorologică Soroca, care este amplasat în același relief depresionar, de asemenea favorizat stagnarea aerului rece și înregistrându-se -34.9°C. Cele mai afectate regiuni de răciri masive sunt, în primul rând, raioanele din jumătatea nordică a țării. Așa, temperaturi joase s-au înregistrat la stația meteorologică Briceni, Soroca. Din propria experiență pot să menționez că acestea sunt doar niște temperaturi minime care au fost înregistrate la stația meteorologică, însă avem depresiuni unde temperatura aerului poate să coboare și mai jos. Însă, nefiind înregistrate, nu putem să le aducem la cunoștință fără careva dovezi legale. Alte fenomene meteorologice care destul de frecvent se manifestă pe teritoriul Republicii Moldova sunt depunerile de gheață, care sunt chiciura, poleiul, n-o să mă opresc la ce cum se formează. Teritoriul Moldovei se caracterizează printr-o activitate intensă a depunerilor de gheață, care este determinată de predominarea vremii ciclonale în perioada rece a anului, prin pătrunderea maselor de aer cald, umed. Poleiul și chiciura se observă predominant în perioada noiembrie-aprilie, uneori și se manifestă și în octombrie. Cel mai mare număr de zile cu depuneri de polei și chiciură pe teritoriul Moldovei a constituit în mediul 23 de zile. 52 de zile a fost cel mai mare număr înregistrat la stația meteorologică Bălțeata. Sub greutatea acestor straturi au de suferit și sunt distruse cablurile aeriene, de asemenea sunt distruse suprafețe imense de pomi fructiferi, plantații de viță de vie, precum și suprafețe mari silvice. Cea mai
afectat este parte de nord și parțial partea centrală a Republicii Moldova. Ca să dau un exemplu, în 1969 poleiul, depunerile de gheață au atins 140 de milimetri pe conductorii aerieni din segmentul Chișinău-Călăraș. Un fenomen foarte frecvent pe teritoriul Republicii este o reprezintă ceața, care în perioada rece predomină cețurile advective, care se formează în rezultatul advecției aerului cald și umed care pătrunde de pe Oceanul Atlantic, de pe Marea Mediterană și Marea Neagră, pe suprafața răcită a teritoriului Republicii. În perioada caldă anului se semnalează cețuri mai rar, datorită varietății mari a suprafeței active pe teritoriul Republicii se observă o repartizare foarte neuniformă a numărului de zile cu cețuri, cât și a duratei acestora. Cele mai frecvente cețuri se formează pe formele înalte de relief, datorită răcirii aerului la ridicarea lui pe versanți. Un număr de zile în medie pe an cu ceață se semnalează și în sud-estul Republicii, în apropierea limanului Nistrului, care sunt determinate de pătrunderea vânturilor de pe liman în perioada rece a anului. Ceața prezintă o importanță meteorologică în sensul că micșorează insolația, reduce evapotranspirația, diminuează radiația efectivă și deci răcirea excesivă a solului, având un efect pozitiv în acest sens, deoarece micșorează pericolul de îngheț în anotimpurile de primăvară și toamnă. Acesta ar fi un aspect pozitiv al acestui fenomen. Dacă ar fi să trasez câteva concluzii, Republica Moldova prezintă o paletă diversificată de riscuri climatice în perioada cu îngheț posibil, deoarece se află la intersecția multiplelor influențe climatice exterioare. În perioada rece anului, toate fenomenele climatice au în comun temperaturile negative. În categoria acestora am identificat și am caracterizat cel mai frecvent întâlnite, ceața, depunerile de gheață, valurile de frig și, desigur, înghețurile periculoase. Cele mai periculoase înghețuri sunt acele care se manifestă în afara sezonului lor, în anotimpurile de tranziție de la iarnă la vară și invers, când are loc o alternanță a advecțiilor de aer rece dinspre nord cu cele de aer cald dinspre sud, până când se stabilește tipul de circulație predominant pentru anotimpul respectiv. Vă mulțumesc pentru atenție. Tema mea de cercetare ține doar de înghețurile periculoase. Da, doar acest aspect. Exact. Mai avem careva doritor să pun întrebări? Așa, dacă nu sunt doritori, deci noi continuăm prin a-i oferi deci, dreptul de a se expune doamne doctor Țurcanu Viorica,
care ne va prezenta informații privind estimarea deficitului de saturații și a prejudiciilor materiale provocate de surplusul precipitațiilor atmosferice. Deci, vă rog. Dacă noi nu am obosit, tehnica se pare că spre final cedează cu totul, deci se expune, își înglobează în sine acele elemente negative ale riscului și încearcă să ne spună că și ea este cumva afectată. Așa. Deci, bună ziua! Mă numesc Viorica Țurcanu. E tema pe care astăzi am ales să o prezentăm împreună cu colega mea, Galina Mândru. Este estimarea deficitului saturației și a prejudiciilor materiale cauzate de ploile torențiale în exces. Deși într-un mesaj am citit o corectare, că ar fi corect pagume materiale, deja o să mergem astăzi pe varianta prejudicii materiale, pentru că așa vorbea colega mea. Variabilitatea climatică din ultimele decenii determină estimarea continuă a regimului hidrotermic din perioada caldă anului cu scopul asigurării optime a culturilor agricole cu resurse de căldură și mizară. Vara scade umiditatea relativă, crește numărul zilelor senine, astfel evaporarea totală crește, iar suhoveiul intensifică acest proces. În același timp, de să menționez că în cadrul acestui anotimp precipitațiile cad mai mult sub formă de ploi torențiale și averse. Variațiile climatice din ultima perioadă de timp demonstrează că atât deficitul cât și surplusul regimului de umiditate aduc mari prejudicii sau pagube materiale ramurii agricole și economiei. Temperatura medie lunară din perioada caldă a anului, în special am luat mijlocul verii, luna iulie, în perioada contemporană din 61 până în 20-22 a constituit 19,7 grade Celsius la nord și 21,7 grade Celsius la sud, ceea ce vedem în harta alăturată. Începând cu această lună, practic anual, agricultura Republicii Moldova este afectată de condițiile meteorologice nefavorabile caracteristice acestui anotimp. De aceea este foarte important să evidențiem gradul de ariditate pentru anumite regiuni concrete care se determină prin raportul caracteristicilor umidității și acelora de căldură. Teritoriul Republicii este asigurat pe deplin cu resurse de căldură și mai puțin cu cele de umiditate. Investigațiile efectuate la acest compartiment ne demonstrează că în aspect regional predomină bilanțul negativ al umezelii, adică cantitatea de precipitații căzute nu poate asigura potențialul de căldură și energetic al teritoriului, care poate să evapore cantități mult mai mari de apă decât primește sub formă de precipitații. Cercetările anterioare efectuate în acest domeniu denotă că deficitul de precipitații din perioada caldă a anului, perioada aprilie-octombrie, conform datelor multianuale, constituie 163 de milimetri în nordul Republicii și 457 la sud, ceea ce propriu zis și reflectă normele climatice necesare pentru a iriga aceste regiuni. Pe teritoriul Republicii Moldova, anii cu cele mai scăzute valori ale umidității relative în lunile de vară aparțin precăderii ultimilor ani și perioade de timp în care se atestă un ritm mai accelerat al schimbărilor climatice. Și atât avem aici redată evoluția umidității relative aerului în lunile de vară și observăm că, într-adevăr, conform schemelor, că este o creștere cu precădere în ultimii 10-20 de ani chiar. Analiza tendințelor umidității relative confirmă faptul că în partea de nord a țării, ultimii ani devin din ce în ce mai deficitari în deficiența în vederea umidității relative. Deși acestea au mai mare pondere în topul anilor uscați pentru lunile iulie-august, încă își păstrează trendul cu semnul pozitiv. În rest, pretutindeni pe teritoriul Republicii, pentru toate lunile de vară se păstrează o tendință de scădere a valorilor umidității relative. Totodată aici avem repartiția, deci reprezentată repartiția spațială a umidității relative aerului în procente în perioada de vară, pentru luna iunie, iulie și august.
Deci, în special începând cu primul deceniu, se observă că micșorarea este mai pronunțată a acestea parte centrală și de sud, denot o intensificare a procesului de aridizare pe teritoriul Republicii Moldova. Tot în această perioadă se atestă mari pagube materiale provocate de surplusul precipitațiilor atmosferice. De aceea, atât deficitul de umiditate, cât și excesul pluviometric sunt caracteristicile principale intervenite în cadrul sistemului climatic regional cauzat de schimbările climei actuale. Analizând datele din Arhiva Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, putem observa că variația spațiotemporală a valorilor prejudiciilor materiale cauzate de ploile torențiale în semestrul cald al anului pentru perioada 97-2020 sunt repartizate foarte neuniform pe teritoriul Republicii și constituie în total 5,3 miliarde lei. Harta expusă reflectă gradul de expunere spațială a valorilor prejudicii materiale cauzate de ploile torențiale din semestrul cald al anului în profil administrativ teritorial după cum urmează, cu grad sporit de expunere, cu gradul mediu de expunere, cu grad redus și cu grad foarte redus. Astfel, teritoriile cu grad sporit de expunere includ Unitatea teritorială administrativă Găgăuzia, Taraclia, cele cu grad mediu de risc, conform și hărții alăturate, putem să observăm că sunt raioanele de vest ale Republicii Iedineț, Râșcani, Fălești, Ungheni, Nisporeni, Hâncești, Cahul și Cantemir, Călăraș, Orhei, Căușeni, Ștefan Vodă. Cele cu grad redus de expunere sunt Dondușeni, Soroca, Drochea, Fălești, Telenești, Chișinău. Și teritoriile cu grad foarte redus de expunere sunt Briceni, Ocnița, Gnodeni, Sângerei, Șăldănești, Rezina, Creiuleni, Dubăsarea, Neninoi, Ieloveni și Leova și Cimișlia. Deci, în concluzie, putem să constatăm faptul că cunoașterea arealelor predispuse către manifestarea fenomenilor nefavorabile ar putea să contribuie la minimizarea impactului regimului hidrotermic nefavorabil și astfel la luarea măsurilor adecvate de adaptare și atenuarea impactului schimbărilor climatice. Pe teritoriul Republicii Moldova se atestă o scădere a valorilor ce caracterizează umiditatea relativă a aerului, valorile minime absolute înregistrate diferă de la an la an, în cadrul lunilor de vală în profil teritorial. Astfel, partea de nord și centru în ultimii ani se remarcă tot mai des în topul anilor cu valori deficitare, comparativ cu partea sudică, ceea ce demonstrează că aridizarea climei pentru partea de sud pare a fi un fenomen deja obișnuit, iar pentru partea de nord și centru acest fenomen ia amploare în ultimii ani. Astfel, dacă se va ține cont de acești parametri, vom ști ce și unde să cultivăm conform cerințelor climatice. În baza datelor analizate privind pagubile materiale cauzate de ploile torențiale în profil administrativ teritorial, putem constata că numărul mare de ploi torențiale nu întotdeauna determină și prejudicii maximale și invers. Prejudicii excepționale pot fi cauzate de un număr redus de ploi torențiale. Astfel, valoarea prejudiciilor cauzate de ploile torențiale depinde nu numai de parametri principale a acestor ploi, dar și de influența altor factori, gradul de umizire a solului până la ploaie, inclinația pantii, structura și textura solului, prezența sau lipsa covorului vegetal. De asemenea, aceste prejudicii mai depind și de momentul din an și faza în care are loc dezvoltarea culturilor de câmp. Ceea ce vorbeam că trebuie să cunoaștem și necesarul de irigație. Iată aici, practic, cum zic eu, practica bate gramatica. Mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă sunteți amabili, îmi cer scuze. Aș avea iarăși o nelămurire. Cum ați calculat expunerea? Aveți o hartă foarte frumoasă, penultimă, așa, cred că aceasta. Cum ați calculat această expunere? E pe județe, nu? Pe unități administrative. Da, da, este, la noi este pe raion. Față de riscul ploilor torențiale în semestru cald. Da, s-au luat, deci partea aceasta s-a ocupat colega mea, dar din ce știu eu, s-au luat datele de la Departamentul Situației Urgente și okay, s-au inclus într-un tabel, respectiv sau cu ajutorul programului StatGraphic s-a făcut ecuația de regresie și s-a făcut regional, pe regiuni. Deci pe regiuni s-a luat fiecare raion în parte cu pagubile materiale și respectiv s-a transpus pentru hartă. Am înțeles. Deci n-ați ținut cont de impactul propriu-zis al fenomenului în sine, ci de populația afectată și pagubele produse. Da, mai mult este vorba despre prejudiciu material.
Am înțeles. Și acest prejudiciu material sau pagubele, așa, am văzut în două sau trei comunicări de astăzi, exprimate în min lei. În milioane lei. Ah, ok. Și prescurtarea dumneavoastră pentru milioane e min. Așa folosiți în mod curent, că la noi se folosește mil. Și de asta și eram. Și este tot mil. Sau se vede, poate, partajarea nu-i prea bună, dar e mil și la noi. Nu. Am văzut în două sau trei prezentări astăzi. Min lei. Și mă gândeam, o fi altceva, zic, o fi lei, milioane. Milioane lei. Okay, nu, gata, doamna profesor, e M-L-N. Milion. A, e M-L-N. A, ok. Da, doamna profesor. Am crezut că e M-I-N. Nu. Și eu am crezut inițial, după aia m-am lămurit. M-L-N. Gata, mulțumesc, m-am lămurit, mulțumesc frumos. Acest sistem de evaluare a pagubilor se practică și în România la nivelul județelor pe baza datelor furnizate de comune și orașe. Da, și cred că același sistem s-a aplicat și la... Au folosit același sistem, ceea ce... Corect, da. Mai sunt careva întrebări? Dacă nu... Mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Da, deci eu o să mai revin încă o dată cu mesajul. Dacă s-au conectat, au reușit să se conecteze echipa Paraschivi Orel sau Pădurariu. Dacă nu, atunci eu o să vin cu o informație care ține de evaluarea vulnerabilității și riscurilor la schimbările climatice la nivel de organizație. Deci, propriu zis, este o completare a informației sau acelei neclarități care apăruse la nivel de evaluare și de implementare management. Deci, e prezentarea, vine ca răspuns la participarea la unele, deci, nu că unele, dar la foarte multe seminare, purtate la nivel de administrări publice locale, la nivel de organizație, la nivel de, deci, persoane, de departamente, și vine ca un ajutor în ceea ce vizează elaborarea unei strategii naționale de adaptare la schimbarea de climă, care să fie cu aceleași statut, deci să fie completare la diferite niveluri, deci de la cel mai mic la cel mai mare. Și o să expun ceea ce am concluzionat noi ca finalitate la un ultim seminar și vom veni cu informația dată, deci în publicarea unui ghid, anume, deci, privind riscurile și evaluarea lor la nivel de organizație, unul, al doilea va fi la nivel de departament și la nivel de sector agricol. Deci, la nivel de organizație, deci, este ceva mai larg, presupune un public mai mare de utilizare, cel la nivel de departamente sau de sectoare, ține anume ceea ce menționa dumneavoastră de medicină, agricultură, deci, transport și energetică. Și antivorbitorii, deci deja m-au convins că am fost corect atunci când analizând datele publicate sau de, deci care le avem de referință, că totuși numărul de cazuri sau incidența, deci fenomenelor de risc induse de fenomenele climatice este în creștere. Deci anual noi am constatat că departamentul și inspectoratul general pentru situații de urgență raportează cam 60-65 de astfel de cazuri. Inclusiv am văzut într-adevăr din prezentările dumneavoastră că este în creștere foarte drastică, anume pagubele acestei materiale care sunt induse de ele. Deci, prin urmare, de aici și-a apărut informații și necesarul de a adapta care cumva toate planurile de acțiuni care țin de capacitate de reziliență, de adaptare, de evaluare la aceeași structură. Deci eu o să cumva trec de problema că totuși se pune accent pe un glosar strict determinat care definește la nivel de toate suflele aceleași definiții a riscului, deci preluate au fost din raportul Comisiei Interguvernamentale de Evaluare a Riscului, deci din IPCC 2022, deci și 2020 au fost preluate. Noi le-am dezbătut și le-am fost care cumva adaptate la nivel local sau deci teritorial, fiindcă totuși teritoriul Republicii Moldova cumva presupune niște diferențieri specifice, dar ca o finalitate, deci vin cu informație ce presupune o evaluare la nivel de organizație, fie chiar de institut sau fie chiar de un
Deci un sector privat care presupune careva niște investiții și viceversa, care presupune să pe viitor să aibă careva beneficii. Deci întrebările la care noi propunem inițial și spun, deci sau și răspund cei care vor să evalueze riscul și deci vulnerabilitatea la schimbările de climă sunt, deci cum se manifestă vulnerabilitatea organizației la factori de stres climatic. Deci a doua întrebare la care socotim că este nevoie să răspundă este unde se află zonele de risc cu risc climatic. Pentru că din cele raportate, chiar din acele hărți care le-am văzut, deci riscul este diferențiat foarte mult în teritorii, ieșind chiar din însuși riscul per unitate. Deci val de călură sau val de frig poate să fie deci, o repartiție foarte neuniformă. Când este organizația cea mai vulnerabilă? Fiindcă nu putem să vorbim că noi avem același risc în timpul de vară sau același risc în timpul de iarnă la aceeași organizație. De exemplu, consumul de apă, că astăzi s-a pus accent că valurile de căldură. Deci valurile de căldură la noi, Republica Moldova, întotdeauna impun foarte multe perturbații ce țin mai mult de gradul de asigurare al populației cu apă și accesul la deci, sursele de apă. Deci vin să completeze acele analize, deci întrebările, de ce și cum se manifestă vulnerabilitatea organizației în legătură cu sensibilitatea și capacitatea de adaptare? Deci ține propriu zi de logistică sau de acele elemente statice ale organizației, fiindcă la ora actuală noi avem disponibile deja deci niște proiecte, avem disponibile niște materiale eco care permit cumva o adaptare mai ușoară. Dar ce facem cu acele clădiri mai vechi? Deci cum noi cumva le reorganizăm ca să facă față? Că totuși e ușor să zicem că construim ceva nou, dar în detrimentul celor vechi care pot să fie un muzeu sau asta. Deci trebuie să păstrăm ceea ce avem. Și ultima întrebare la care ține să-și răspundă organizația când procede la evaluare este de cât de importantă sau important sunt acei factori de stres climatic în raport cu factori de stres non-climatic. Fiindcă totuși această dualitate întotdeauna persistă. Noi zicem climatic, schimbare de climă, dar negăm de cele mai multe ori că totuși cumva niște stres este deja pe fond chiar de necesitate optimă de existență. Și atât din aceste deci, considerente, împreună cu deci, organizațiile, cu persoanele implicate, au fost stabilite 4 etape în optimizarea acestui proces de evaluare a vulnerabilității și riscurilor la adaptările de schimbare climatică, anume la nivel de organizație. Și anume, prima etapă este etapa de pregătire. Este cea mai de durată etapă, fiindcă presupune cele mai multe și mai complexe subetape și anume identificarea echipei. Deci, sunt să menționez că aici la noi au fost disputele cele mai mari, că ar fi bine să fie incluși doar liderii, deci, sau numai persoanele beneficiare, sau numai persoanele deci, implicate în mijlocul în proces, ca până la urmă să constatăm că totuși, la nivel de organizație este importantă părerea fiecărui muncitor care are un stic necesar bine determinat al său, fiindcă e ok când persoana este sănătoasă și se simte bine în orice condiție, dar e alta când persoana este cu marginalizări, să zicem, de sănătate sau niște marginalizări de comportament psihic din partea altă. Deci este perioada care noi propunem să fie cumva extinsă pe o perioadă de 7-8 ani. Deci, ca să permită cumva încadrarea întregului personal în acest proces, deci ca să fie cumva instruit în caz că nu este, nu cunoaște, nu are cunoștință de cauză sau este nevoie cumva să fie cooptați, că nu toate organizațiile, da, bine, mersi, au un expert în climă. Deci cumva să găsească acest expert, să-l inducă în problemă, el să facă cunoștință, o înțelegere proprie a fenomenilor înregistrate. Și pe lângă asta, deci este vorba despre identificarea propriu-zis a scopurilor care le ține echipa, fiindcă ele sunt, dacă sunt de durată, va fi o componență a echipei, dacă sunt de scurtă durată, este o altă componență, sau dacă va fi cu impact. Deci, să zicem așa, pentru adaptare la nivel de sector și de acum pentru strategie, deci va fi tot o altă echipă. Deci, sub etapa de stabilire a termenului și complexității. Deci, ține de
elaborarea și anume de strategie. Ce vrem noi să elaborăm? Planuri de management, planuri de dezvoltare durabilă sau planuri sau strategii de amenajare sau... Deci reiese din acele priorități pe care le are organizația sau din statutul propriu zis pe care îl are organizația de prestare a serviciilor. Și complexitatea propriu zis, deci de aici apar cele mai mari probleme, fiindcă de cele mai multe ori este necesarul de logistică și necesarul de bani. Deci este vorba despre situația economică și posibilitățile de a acoperirea acelor studii sau, propriu zis, de acoperirea acelor modificări sau planuri care vor fi elaborate. Implicarea părților interesate, deci vă rog să nu confundați de identificarea echipei, este vorba deci, de complexitatea tuturor organizațiilor care vin în complexitate una cu alta. Fiindcă dacă vorbim de sectorul apă, deci este vorba de sectorul de prezența solurilor, de accesibilitatea lor, de geologie, deci este vorba despre implicarea tuturor, chiar și noi ca consumatori la final suntem implicați și... Dacă organizația prestatoare de servicii vine cu un chestionar unde suntem noi vizați, că uite care este impactul nostru pozitiv, negativ, cum o privești, deci este un punct foarte care ne va da cumva un salt de a îmbunătăți calitatea și evaluarea serviciilor. Confirmarea scenariilor, deci aici este mai mult... un lucru practic care ține de evaluarea și activitatea instituțiilor de cercetare și a expertului în domeniul de climă, fiindcă la nivel internațional, deci suntem deja toți că avem scenarii care, deci RCP, SSM, CNN, deci evaluarea lor conform acelui deci, statut de date care le avem noi și iarăși reieșind din ceea ce avem noi necesarul să evaluăm, că este de durată, că este de termen lung, că este de termen scurt sau că este cu impact din partea societății sau că este cu impact dublu, deci confirmarea de acum scenariilor reiese din obiectivele stabilite de părțile anume interesate. Și colectarea datelor, deci presupune, cred că cea mai mică subperioadă care noi am atestat-o, dar totuși când este vorba despre confirmarea cu niște informații de probabilitate, de evaluare deci strict cantitativă și calitativă a elementelor, deci aici venim deja cu suportul la Republica Moldova, deci noi suntem beneficiari și avem deci într-adevăr un sprijin foarte mare din partea Serviciului Hidrometeorologic de Stat, care este un furnizor de date deci complexe, de durată și sunt într-adevăr testate deja în timp de noi. Și, dar dacă este vorba despre organizații care cumva are un statut mai specific și este, deci noi mergem iarăși cu colectare de date non, deci indirecte sau mai mult calitative, care se presupună starea de bine personalului, starea de impact personalului sau să vorbim despre starea per general al confortului optim. A doua subetapă, deci e propriu zis evaluarea. Deci evaluarea impune o activitate în teren sau să zicem așa noi, nemijlocit în cadrul organizației și durata o preconizăm să fie de 2-3 ani, fiindcă evaluarea pericolelor climatice, evaluarea expunerii, impactului potențial, vulnerabilității și determinarea riscului general, deci sunt foarte multe surse, inclusiv avem acele planuri de dezvoltare, unde sunt indicați atât formule, cât și indicatori cantitativi, calitativi, care putem să-i aplicăm la fiecare organizație pentru a evalua riscul lui. Dar nu excludem și informarea non-verbală sau prin chestionarea personalului care este vizat. Fiindcă menționez, să zicem, impactul schimbării climii asupra unui personal auxiliar și a unui personal din conducere este deci direct opus, fiindcă cei din noastră, deci același necesar de apă, cineva și-l procură o sticlă de apă și-l consumă, dar personalul auxiliar este nevoie să utilizeze pentru a deci, face un
curățenie și mai departe. Deci este nevoie de o altă cantitate de apă care nu poate să fie, să zicem, procurată cu 2-3 lei. Deci este etapa care, propriu zis, vine să completeze cu informații necesare sau cu expunerea mai mult, să zicem așa, a organizații față de pericole identificate, fiindcă, iarăși, reiterez că fiecare organizație poate să spună că pericolele, să zicem, seceta pe dânsii nu-i afectează. Da, în mod direct poate să nu-i afecteze, dar în mod indirect pe dânsii sunt afectați foarte mult, fiindcă ei, producând aceeași vin, deci dacă nu au produsul materie primă, corespunzător, deci au de pierdut și ei și beneficiarii. A treia etapă, identificarea și selectarea. Deci este etapa care presupune și vom, deci intenționează, are ca scop, deci conlucrarea echipei create de lucru cu organizațiile de stat care țin monitoring asupra fenomenelor și țin, deci evaluează acel impact deja, cum ar fi, deci inspectoratul, deci care au cunoștință de caz, se plasează, deci pot evalua pierderile de bunuri, pierderi, deci valorice și selectarea măsurilor de adaptare prioritare, fiindcă nu putem să includem atunci când vorbim despre organizații 100 de măsuri care până la final niciuna nu este cumva respectată, dar cele prioritare care să facă posibilă existența sau reziliența organizației la aceste schimbări. Și o ultimă etapă, deci etapa de identificare și selectare, da, etapa e ce ține de identificare și selectare, deci noi așa propunem orientativ să se acorde 3-5 ani, ca să punem în practică care cumva 2-3 măsuri, care să vedem care este durata lor de, și, deci să argumentăm care cumva ține costul implicării, cumva personalului, a tehnicii și mai departe, și viceversa, deci ca să putem să scoatem încă niște concluzii pentru a le readapta. Și ultima etapă, deci am zis că etapa de identificare și selectare, 2 ani e o perioadă maximă de implementare a ei, fiindcă ține mai mult de verificarea constatărilor, deci niște evaluări, niște chestionări care se vadă pe cât de bine s-a ținut cont de necesarul organizației personalului către schimbările de climă și consultarea sau comunicarea lor la nivel de organizație sau la nivel de organ net superior pentru care se elaborează strategia, pentru că, iarăși, mă repet că scopul acestei evaluări este de a completa la nivel de sector și după aceea la nivel de adaptare sau strategie, deci ca să cumva să umanizăm, să facem o tendință unică de elaborare a tendințelor cât mai comună și cât mai ușor de aplicat. Cam asta vreau să zic. Și dacă sunt cumva completări care ne vor face mai să zicem așa, mai complex sau mai ne vor îmbunătăți viitorul ghid, deci eu sunt gata să le ascult. Da. Deci noi am calculat că sunt undeva în jur de 16 ani maximum. Pentru toate perioadele. Deci tot ar fi 16, 7, 8, 2, 3, deci este ea și pentru ultimii 2-3 ani de verificarea feedback-ului, pe cât de bine corespunde și cu implementare și cu, da, și este, sunt, nu, cu de 16 ani este cu, și cu implementare pentru că pentru o perioadă de cel puțin 3-4 ani să se evalueze impactul ăsta pe cât este de bine a fost argumentat, ca pentru următoarea perioadă să fie, mă rog, rectificată careva o măsură sau... Da, deci mai fost și o propunere că odată publicat acest ghid, deci încercăm să le implementăm în organizațiile sau instituțiile de cercetare, unde avem și experți, unde avem deci, cei care am participat în echipe și putem ușor să coordonăm, anume prima etapă, deci primele 3, 4, 5 etape, care deja dispunem de date și după aceea să implementăm o perioadă mai mare. Deci ar fi încă și o ieșire din astea. Deci,
va fi o completare pentru strategie, dar este mai mult cu caracter informativ pentru a cumva uniformiza informațiile la nivel de stat. Mai doriți ceva să se spună sau... Deci, astea fiind spuse, țin să, dar totuși mai revin la ideea că totuși poate avem ocazie să deci auzim raportul domnului Paraschiv Viorel sau domnului Pădurariu Vasile. Dacă nu, atunci cu asta finalizăm raporturile noastre, sperăm că nu au fost prea multe riscuri, sperăm că am luat niște abilități, că ne vom adapta, am înțeles care este necesitatea de a le cunoaște pentru viitor și sperăm într-o conlucrare pentru a face cumva deja un fond comun, nu numai la nivel local, dar și regional și ca la final, penalitate, să ajungem la nivel internațional cu niște rezultate de succes. Și mai vin cu un moment că comitetul nostru organizatoric, deci pentru cei care au fost astăzi activi și ne-am implicat foarte mult în proces, deci colegii de România la prima ocazie transmitem o diplomă de participare prin care încă o dată vă mulțumim pentru timpul acordat, pentru informațiile utile și pentru noi, fiindcă avem foarte mult de preluat de la dumneavoastră, inclusiv acele analize, cum deci doamna Ionac, deci eu ca climatolog chiar o să-mi pun un scop să evaluez pentru Republica Moldova, deci cantitatea de precipitații pentru perioade mai mici de timp, ca să evaluăm deci acel risc. Și sperăm că acel impact care îl lăsăm noi totuși ca civilizație până la final să fie dus la minimum prin reciclare, reutilizare, dar și prin înțelegere, conștientizare că e bine pentru mine, dar e rău pentru natură. Dacă doriți, da, vă rog mult. Dacă îmi dați voie să intervin câteva secunde în plus. În primul rând și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a mă alătura dezbaterilor dumneavoastră. Sincere felicitări tuturor celor care au prezentat astăzi probleme extrem de interesante. Mărturisesc că nu eram tocmai la curent cu, mai ales cu procedurile, cu practicile, cu procedurile dumneavoastră de intervenție și cu abordările pe care le aveți. Tot ce pot să spun este că singurul front comun pe care trebuie să-l facem, indiferent de nivel, este cel de a încerca, prin cunoașterea noastră, prin unirea minților noastre și a preocupărilor noastre comune, să educăm oamenii. Nu putem să forțăm pe nimeni să creadă în nimic. Fiecare este liber la urma urmei să creadă ce vrea, dar pe acest fond se pot naște tot felul de teorii conspiraționiste care exagerează, care distorsionează adevărul unic care este adevărul științific. Iar menirea noastră principală este, în primul rând, să apărăm adevărul științific, să-l promovăm pe orice cale și aceste interacțiuni, aceste întâlniri, aceste foruri de discuție sunt solicitante pentru că ne consumă timpul liber, dar ele ne oferă acest cadru comun prin care facem schimb de idei, de păreri și prin care toți mergem un pas sau facem un pas mai departe în ceea ce se numește această educație pentru mediu, pentru climă. Să nu uităm că una dintre directivele importante ale Comisiei Europene pentru de acțiune în perioada următoare este tocmai aceasta, educația pentru climă, educația pentru mediu. Și dacă din cauza unor evenimente, unor desfășurări mai mult politice, din ultimii ani
s-a cam uitat puțin, s-a cam neglijat această educație pentru mediu. Se pare că acum, și aici chiar fac referire la acea prezentare cu plasticul, cu deșeurile de plastic din râurile patriei, iată că acum suntem în situația în care să promovăm și mai activ această necesitate a educației pentru mediu. Încă o dată vă mulțumesc tuturor, cele mai bune salutări și puteți conta pe sprijinul nostru oricând, în măsura în care sigur și noi putem să o facem. Da, vă mulțumim mult, asta și era scopul, deci ca cumva să creăm niște echipe comune care să aducem informația corectă, să fie acceptată de toată comunitatea. Dacă îmi permiteți și mie o secundă, a fost o reală plăcere să particip la această conferință, am aflat noutăți în ceea ce mă privește și a lucra împreună cât mai mult în viitor este absolut necesar pentru că dezastrele nu se opresc la graniță. Asta și ideea că dinamica atmosferii presupune o dinamică tot ce ține de dezastru, inclusiv ce, dacă chiar e și local, se expune cumva și pe transfrontalier. Dacă îmi permiteți, aș dori și eu să spun un cuvânt de mulțumire, deci organizatorilor, un cuvânt de mulțumire pentru participanți, din cauza că am preluat careva informații noi pentru mine, pentru direcția pe care am onoarea să o conduc, de o direcție de prevenire, și am avut ocazia să transmit partea practică, mesajul practic, acumulat de asemenea din diferite lucrări științifice, din anumite metodologii prin care mediul academic îl oferă în spațiu științific, din care putem absorbi, prezenta și a ne face schimbul ăsta de experiență. Da, vă mulțumim! Suntem în speranța că continuăm anul viitor cu informații utile, dar mai puține dezastre. Și dacă astea fiind spuse, le doresc tuturor nouă o zi productivă în continuare și succes în ceea ce facem. Toate bune! La revedere! La revedere! Mulțumim încă o dată! Bună seara tuturor! Bună seara! Seara bună, Dana! Bună seara!